Bună, Simona și Florentina. Spuneți lucruri importante, sunt nevoit să dau drumul la emisiune. Spuneți. Alo! Bună. Ești tu drăguț. Da, nu Ce știu ce spuneai? vorbim. Pe ce vorbeai? Spuneai despre bărbați. Da, îi vorbeam, îi explicam Simonei despre limbajele de iubire. Și anume, fiecare dintre noi înțelegem iubirea sub diferite forme. Știi? Adică nu toți înțelegem iubirea la fel. Unul are necesitate de comunicare, de a se spune cât te iubesc, ești important, ești importantă pentru mine, că să fii, îl mângâi, că-l pup, că-l ții în brață. Altul are ca limbaj de al iubirii servicii, să, cum se cheamă, duci gunoiul, să faci, cum, vin, faci cumpărături, nu știu, chestii de genul ăsta, servicii, știi? De exemplu, asta îi spuneam Simonei, că eu am niște, chiar am un prieten bun, care e în relație, în căsnicia lor, ei au limbaje de iubire diferite și erau altercații până când au stabilit chestia asta, că el venea cu buchet de flori acasă, de 100 de trandafiri, îi spunea că o iubește și așa, iar ea era busuflată și când o întrebat, o zice, dar tu de ce ești supărată? Zice că, păi, zice, dar tu nu mă iubești. El zice, cum nu te iubesc? Dar uite, am venit. Ți-am adus trandafir, îți spun că te iubesc. O să zice, da, dar te-ai rugat să tungi cu noi și tu nu l-ai pus. Dar fiecare măsoară iubirea în alte, în Da, alte unități de măsură. exact. Și știi, și atunci el a rămas trăsnit. A zis, păi, eu nu trebuie să vin nici cu flori acasă, nici să-i spun cu iubesc. Trebuie să duc gunoiul atât, că ea atunci așa înțelegea, știi? Și de atunci nu-i mai aduce flori și numai asta, dar îi aduce... Îi duce gunoiul. Îi duce gunoiul. Îi duce gunoi, aduce apă, nu știu, face cu copiii, de aduce, aduce de... Că e prin servicii, e așa înțelege. Sunt alții care prin cadouri înțeleg unitatea de iubire. Știi, foarte fiecare, Marius, Simona, știi cum a fost, ce i-a lipsit acasă. Înțelegi? Că noi iubirea, nu avem noi treabă cu iubiri necondiționate. Astea sunt domeniul fantasticului, știi? Adică acum îl înțelegem, noi începem să le despărțim în 7, în 700, dar ce am primit, eu vorbesc de generația mea, că ăștia tineri poate au alte noțiuni, știi? Dar la generația mea cine vorbea de iubire necondiționată? Nu vorbea nimeni. Și atunci, ce n-ai primit acasă, ce îți doreai, ce așa, ai înțeles tu iubire că îi. Adică dacă acasă nu ai primit atenție, n-ai primit un cuvânt bun, n-ai primit, atunci zici, mai aia, uite, mie mi-a lipsit și când ești în relație, aia vrei, știi? Și umbli după celălalt să-l pup, să-l strânge brații, iar ăla care celălalt o primit chestia asta acasă și zice, sau nu știu ce are el în minte și zice, ce stă asta câtă ziua lipit de mine ca marca de scrisoare? Zice, mai bine mi-ar a merge într-o excursie, mi-ar face un cadou ceva frumos, știi? Da. Deci, chestia de... Aici se vorbește, cum a spus și Marius, ca de fiecare dată și Costel spunea treaba asta, trebuie să te așezi la masă și să vorbești. Uite, eu vreau asta, mie îmi place asta, că fără comunicare nu funcționează. Uite, a apărut și Costel. Bună, Costel. Bună seara, Costel. Bună, fetelor. Da, Florentina a început cu ceea ce a spus, pentru că m-am plâns ieri ei, că soțul meu
Eu ascultă webinariile, Mariu, și aici unde sunt, tot le ascult și ascultam pe doamnele care tot se plângeau că soțul nu a făcut, că nu știu ce și mă gândeam, uite, soțul meu stă tot timp, toată ziua, vrea să fie pupat, vrea să fie luat în brațe, vrea, nu că vrea, vine la mine și vrea tot timpul să mă pupe, să mă ia în brațe, să nu știu, mai ales că am venit din concediu, că m-am plictisit, i-am zis, dar mai lasă-mă în pace. Să ajungem mai întâi acasă, ce tot atâta pupături peste tot, că nu mai ai 20 de ani. Și așa m-am, tot timpul ne-am dat seama că îl resping, că are nevoie, nu știu, așa este el. E tot timpul foarte bucuros, foarte fericit și mă gândeam dacă nu fi și asta o chestie, Marius, că uite, toate femeile pe care le-a spus, toate spun că dacă și-ar fi dorit atenția soțului, că soțul nu le aducea, nu le făcea, ei, la mine e total pe dos, totul este perfect. Deci am un soț care are toate caracteristicile ideale ale unui bărbat, a unui soț. Da? Și eu m-am gândit, eu când am fost mică, eu am zis că, bine, observând ce se întâmplă în jurul meu, în mediul în care am trăit, eu am zis că soțul meu care o să fie, indiferent că o să fie bețiv, că o să fie de la să meargă la femei, că nu o să vină acasă, eu o să-l iubesc și o să-l respect așa cum este el. Da? Și chiar am... Știi că mai ales când merge la femei. Mai ales atunci. Și mai ales. Așa am zis eu ca și copil atunci, știi? Și am zis-o foarte serios, știi, din tot sufletul. Ei, și mi-a dat Dumnezeu un bărbat care face exact pe dos. Stă acasă, e cu minte, mi-aduce flori, mă pupăcește tot timpul, spală vasele, dă cu aspiratorul, se ocupă de copii, e de vreme acasă, când pleacă abia așteaptă să întoarcă acasă, că m-am plictisit, că bine că mai plec, atât mă cocoloșește. Și mă gândeam, băi, dar eu cum te... Uite, dacă ar fi fost pe dos, poate că l-acceptam mai ușor. Și vorbind cu Florentina, mi-am zis o chestie, e posibil că să-mi fi făcut eu un program numai pe partea negativă, adică dacă soțul ar fi fost partea negativă și să-l accept și într-un fel am atras pozitiv și acum am greutate de a accepta partea pozitivă. Da. Cam o reținere. Da. Există așa ceva? Da, dar... Nu știu cât de pozitiv este. Păi nu-i pozitiv deloc. Spune Simona, ce ți-am zis eu ieri? Eu i-am zis ieri, dacă nu-ți bagi mințele în cap și nu te porți frumos cu el, să nu-ți fie mirarea că într-un timp de se duce la alta care îi dă căldura și... Sau devine feminin. Deci îl devine, da. Spălând vase și... E mai aproape că devine feminin, după cum pentru că eu l-am cunoscut pe soțul Simonei, foarte masculin. Deci, nu, da, cum, nu vreau să vă contrazic, probabil că în timp, da, se poate să se întâmple chestia asta. Nu are voie bărbatul să spele vase. Punct. Nu. Bine, când am zis că spală vase, nu spală, mai spală câteodată, câte un parc, avem mașină care spală, dar vreau să zic că se implică. Nu, Costel, știi care-i treaba? La Simona o săptămână e plecată ea, o săptămână e plecat el. Când ea nu e acasă, acum ce faci? Le mai pui, mai speli câte au doi copii, înțelegi? Bine, nu e vorba. E vorba de faptul că când frecvent se întâmplă lucrul ăsta, asta înseamnă că ceva nu funcționează. Înseamnă că femeia are un job pentru că Dumnezeu o scoate să-i producă suferință, să-i întorească ego-ul femeii și o duce la job și atunci bărbatul, implicit, se duce și îl face feminin și îl spală bață. Da. Dar nu-i cazul la ea, că eu am fost la ei și am stat o săptămână, ea face numai home office și pe el nu l-am văzut niciodată, din contra, că el vine târziu, nici nu, acolo nu-i, dar ea pleacă. Uite și acum, ea e în Polonia și acum, într-o situație de genul ăsta, ce să faci? Ai doi copii, trebuie să le dai de mâncare, trebuie, nu poți stai o săptămână până vine ea să nu speli un vas. Ideea este, așa ca să o luăm, punem iarăși în ansamblu, că am soțul ideal care toate femeile și l-ar dori.
Da. Dar am, nu știu, parcă o reține, parcă e prea, prea perfect. Dacă ar fi un pic mai defect, vezi, vorba copil, aia, aia mi-ar place mai mult. Nu e prea perfect, nu. Exact. Eu din descrierea asta văd, am simțit altceva din partea ta. Te rog să-mi spui, Simona, dacă e așa. Spune. Sau nu. Spune. Că vine prea mult spre tine, te sufocă, nu e tot da. timpul lângă tine. Deci nu-ți dă partea aceea de distanță, pentru că aici este jocul vieții în partener. Să creezi tot timpul distanță, ca distanța aceea să ai de unde veni spre celălalt. În momentul când tu stai tot timpul pe celălalt, el nu are distanță. În parteneriat, asta e cel mai periculos lucru, pentru că poate fi cu două tăișuri. Poate sta cu tine și poate să aibă o amantă, tocmai ca să mascheze faptul că are o amantă, și atunci vine și te sufocă. Sau, da, dar nu-i cazul. Sau poate să fie pentru că la tine este problema. Tu ești dependentă de el și l-ai feminizat. L-ai feminizat și el vine mereu spre tine. Tu trebuie să faci... Da, eu am o altă, eu am o altă teorie, o să mai dau nici aici niște exemple. Că uite, mama lui l-a respins de când avea 10 ani, când și-au dat seama părinții că nu o să fie fermier și l-au lăsat în pace să facă ce vrea cu viața lui. Iar la pat, când avea 40 de ani, i-a spus că de fapt el nici nu mai era dorit de către familie, nu mai era. Și l-a durut foarte mult. Și i-a lipsit acea apropiere fizică, știi, care o ai normal cu copiii, care ei în brațe și drăgănești și ai grijă de ei, i-a lipsit partea asta și mă gândesc că de asta are nevoie. Ei, și să vezi cum se compensează, al doilea copil al nostru, ăsta micu, s-a născut lipit de mine. Deci știi ce aia lipit? Cum zicem, Florentina, ca marca de scrisoare, ăla nu ia un pas, nu face un pas fără mine, doarme cu mine, deci vine noaptea în mijlocul nopții să doarmă cu mine, nu lasă pe taică-su să apropie, se bagă între noi, nu l-a lasă nici pe fratele lui, e foarte ultra-posesiv. Ei, și posesivitatea asta mă sufocă. Dar eu am avut chestia asta și când eram mai mică, când eram eu copil, sora mea, neprimind atenție și iubire din partea mamei, așa, venea la mine și simțeam că mă sufocă. Deci am avut și mă gândesc că poate să fie ceva în mine care respinge într-un fel prea multă apropiere, știi? Tot și de câte se... îmi vine. Tot ce se întâmplă. Absolut tot ce se întâmplă și ce vorbește acum e în tine. Toată comportarea soțului tău îți arată ce e în tine, fără discuție. Nu există o virgulă acolo să nu fie ce e în tine. Da. Trebuie să vezi în tine ceva tu, în tine nu faci, în tine tu respingi de se întâmplă acel lucru. Pentru că nu este altfel, armonia vine în momentul când există efectiv iubire totală din partea femeii, pentru că îl încarcă și atunci bărbatul are o siguranță. El știe în momentul acela face și distanța, face absolut tot ce face Dumnezeu ca relația să fie așa cum trebuie. Și atunci nu vei mai fi sufocată, nu vei mai vrea să ți se... spui că e perfect, dar ai vrea cumva. Cine vrea? Orgoliu, clar. Cine vrea? Cine spune că ceva nu e bine? Orgoliu. Deci acolo undeva trebuie depistat, trebuie să mergem mult mai în detaliu ca să vedem ce se întâmplă. Sigur, pot fi programele, fără discuție, sunt programele acelea din copilărie, care le-ai preluat din familie, dar acum situația de față este, totul este numai de femeie depinde. Pentru că aici este vorba de relație bărbat-femeie și apoi acea manifestare a copilului tocmai pe acest fond. Pe acest fond vine. Pentru că mama are o grijă foarte mare pentru copil și atunci acea grijă se transformă în posesie, care vine copilul păi, tot timpul lipit. Costele, încă pe dos. E încă pe dos. Chiar nu am
Chiar deloc. Eu nu am fost posesivă nici cu primul copil, nici cu al doilea, nici cu soțul, dar al doilea a venit așa, parcă a venit special pentru mine la pachet și parcă simt că a venit ca să scoată iubirea. Că am ceva, o rezistență, ceva, un pietroi acolo care stă, că primesc toată iubirea soțului și Florentina știe că ea a fost și parcă cu cât îmi oferă mai multă iubire și atenție, cu atât îl pun respinge să facă distanță. Da. Respinge. Da, și de asta mă gândeam că poate să fi, da, este și asta o chestie de... Trebuie să accept. Că în, noi, momentul, uite, când vezi, tu, în se... momentul când tu nu vei accepta, va veni și mai puternic. Iar acel puternic se va transforma fără nicio greșeală. Se va duce spre alta. Uite, vezi, da, ce ți-am spus și eu. Pentru că urmează, dacă tu în acest moment nu ești foarte, foarte abilă să vezi pe unde pierzi energie și să vezi ce se întâmplă de bine el în felul ăsta, tu l-ai pierdut. Pentru că el se duce, la un moment dat, el simte, nu trebuie să-i spui tu. Deci el nu-ți spune, bărbatul nu vorbește. În general, bărbatul, foarte puțin care vorbesc. Eu sunt unul din ăla care vorbesc, excepția. Dar bărbații nu vorbesc, nu-i spune femeie. Și se duce. E, da, asta bărbații e lege. E lege. Deci trebuie să vezi ce se întâmplă cu tine, că tu acum respingi pe fondul respingerii tale, el vine și mai puternic spre tine. Iar acel puternic se va întâmpla încât se va duce. El va continua să fie cu tine, dar... Da, păi nu că nu vine mai mult de la copil. Acum are 8 ani, am zis, ok, când ești mic e mai mămos, dar vine mult mai accentuat de pe copil. Înțelegi? Și cu vârsta aștept ca să se desprindă. Și asta mi-a venit ieri, că stai puțin, că trebuie să fie o legătură și totul între soț și el. Totul este de la tine. Totul ce se întâmplă într-o familie, în casă, este de la femeie. Ai 80%. Întreabă-l pe Marius ca să nu se mai uite pe telefon. Nu, că asta, da, asta nu este... Aici nu e, asta oricum așa este, dar... Faptul că am văzut anumite efecte în afară, a trebuit să mă gândesc, ok, ce este înăuntru, pentru că văd copilul este și mai atașat, cu toate că eu nu vreau să fie atașat și vreau să păstăm așa o distanță. Păi tocmai că nu vrei. Dai, și a trebuit să mă uit. Păi aici e totul. Degeaba spunem, noi declarăm. Eu fac distanță. Și tu faci distanță față de copil. Dar dacă tu aici, la gânduri, ești atașată de el, vai, din când în când, copilul, ce face? Să fie așa, să fie educat așa? Nu am asta, Costel, chiar deloc. Dragă, asta există un atașat? Nu poți să spui că niciun comportament din familie nu se datorează femeii. E 80% și sunt băieți, bărbați. Tot ai bărbați, păi, da, ai masculin. Da, nu am zis că nu aș fi eu sursa. Eu vreau să identific ce anume de la mine. Eu am văzut efectul și m-am gândit, păi stai puțin, păi, poate putem noi, se poate ca noi femeile să fugim de fericire, de bucurie și să căutăm suferința. Da. Că Marius da. A zis cândva, uite, că băbou se... Păi, se hrănește cu suferință. Nu mai în suferință femeia. Deci așa de vorbele mele, cui vrei, al lui Marius, e puțin. Păi având 80% de energie telurică, energia telurică le trage în jos. Se rănesc cu durere. Se rănesc cu suferință. Și are dacă nu o primesc din afară... Și are trei Dumnezei în casă, Marius. Își producă gânduri care de fapt le chinuiesc. Se chinuie singure. Problema este că îi se dă un bărbat prima dată ca să-i scadă din orgoliu și din absolutizare de virtuți. Asta e primul bărbat, nu e potrivit. După aceea, al doilea, al treilea, al doilea este de fapt cel care trebuie. Începe să se regleze, pentru că ea învață, adică evoluează, capătă o anumită înțelegere și evoluează. Și evoluând, îi se dă un bărbat pe potriva nivelului pe care îl atinge. Bărbatul celălalt mai poți face cu el nimic. El e sacrificat. Primul. Cred că și la tine a fost la fel.
Nu știu, păi e primul meu soț, al doilea, n-am Nu, avut nu, al nu, doilea. nu te lua la soț. La prieteni, da, dar nu pot. Adică de relații serioase, cum ar veni, asta spune Marius. Nu cred că am avut relații serioase înainte. Adică așa de care am putea să numim, da. Da. Nu, Problema cred că uite, este. problema la tine, că m-am uitat acum despre ce e vorba, amândoi trebuie să rămâneți în granițele voastre, în natura voastră. Ai Dacă văzut? bărbatul trece peste El se graniță duce și dincolo. devine femeie, nu e în ordine, în viitor nu e în ordine. Fie și prin faptul că tu ajungi să-l desconsideri sau să te folosești de el. Nu, și faptul că spune că nu e perfect, că e nemulțumită de el, Sau ești că vine nemulțumită spre de el. mult, spre ea, știi? Da. Faptul ăsta îi Și produce lui să rămâne în bucla aceea că el tot mereu vine și mai da, tare. faptul că te enervează, te nu știu ce, se arată că el a ieșit din zona graniței lui și a intrat peste femeie. Dar să știu o chestie, când un bărbat face chestia, începe să piardă energie vitală. Și femeia la fel, când se duce peste bărbat și începe să-l controleze și devine masculină, pierde viață. Și se trezește cu cancer. E foarte frecventă chestia cu cancerul. Sau cu boli de lungă durată. Din astea dramatice. Da, nu știu cât anume trece peste partea care, în partea feminină. Nu ai treabă cu el. Care activități Tu masculine? Deci nu e. ai treabă doar cu tine. Tu trebuie să te gândești la tine, pe unde pierzi, ce faci tu. De ce îl respingi tu? De ce ai stare Eu, azi? da, eu mi-o Pentru mi-a că venit. toate se configurează, vezi? Bărbatul vine spre tine cu o nemulțumire. Iară vine Dumnezeu, e altă formă, prin copil. Îl respingi și pe el și nu înțelegi. De ce vine între noi? De ce vine copilul? Vezi? Iată, sunt două indicii clare că Dumnezeu ți arată că la tine e problema. Da, Vine mă, și îți creează suferință. Costel, mai zic încă o dată, știu că acolo este problema, n-am zis că nu este Păi nu problema la respinge, mine. nu respinge. Păi nu resping, este chestia că nu știu exact unde e și am gândit că, uite, dacă mă gândesc la copilărie, că vine de undeva și știu că e în mine, deci nu este discuția dacă e sau nu e. Chestia de unde ar putea veni și nu știam dacă există așa ceva și văd că există. Că, uite, mama mea, de exemplu, nu a avut niciodată afecțiune. Știi, nu ne-a arătat niciodată afecțiune față mine și de sora mea. Și afecțiunea a luat-o numai de la tata. Și mă gândesc că faptul că nu a putut ea să arate acea afecțiune, dar la ea a fost mult mai intensă, s-a transmis probabil o parte și la mine, că este acea parte de a primi afecțiunea. Deci nu este problema, este la mine că a accepta afecțiunea Eu la vreau să spun cine ceva. aprecierea. Vreau să spun ceva și să văd ce spune Marius după ce spun eu următorul lucru. Te rog să fii atentă la faptul că tu ești mereu în analiză. Tu ai tendința asta de a analiza, de a despica, dar femeia în general, dar tu în mod special, ți-e îți place să cercetezi, să citești, să analizezi. Analizezi pe toate părțile, vrei să știi cât mai mult. Acest spirit a analizei al tău care este foarte pronunțat. Deci mereu vrei să cercetezi, mereu vrei să știi. Ei, nu este important acum, din punctul meu de vedere, așa văd eu situația ta, să știi de unde vine, că nu-ți ajută la nimic. Important este comportarea ta față de situația care e creată. Pentru că știi că e din tine. Tu trebuie să schimbi ceva la comportare, nu să discuți și să analizezi și să întrebi, dar de unde vine? În timp ce analizezi să știi de unde vine, nu vei ști. Poate. Poate vei ști, poate nu vei ști. Dar nu este importantă treaba asta. Important este ca virgulă, comportarea ta să fie de așa manieră încât să nu respingi nimic și să vezi tot timpul să te lași, tot timpul să fii în slujire, tot timpul, dar în primul și în primul și în primul și în primul rând, la nivel de gânduri. Aici, la nivel de gând, n-ai voie nici măcar un singur gând să ai de o respingere și de a pune etichete soțului, în primul rând, cel mai important,
și copilul, după aceea, locul 2, la fel de important. Pentru că dacă aceste lucruri le rezolvi, nu mai contează de unde vine. N-are rost să știi. Această stare de analiză nu ți ajută la nimic decât te depărtează de acțiune. De acțiunea de a-ți anula orgoliu, de a-ți scădea orgoliul tău. Adică tu trebuie să transpui în comportament, nu să analizezi de unde vine. Pentru că noi când analizăm, noi analizăm o situație care ne-o dă Dumnezeu. Noi trebuie să ne analizăm noi în ce stare suntem, în ce raport suntem față de Dumnezeu. Cât de mult îi permitem ca El să se manifeste în noi, în ce măsură îi permitem sau nu să ne apropiem și ca El să se manifeste în noi. Atât. Asta e preocuparea. Și mai ales pentru femeie. Deci nu faptul că analiza, că vreau să știu acum să mă duc în urmă, că e de la bunică, că e de la asta, o fi. Nu știu. Dar nu e important asta. Important e ca tu acum, în primul și în primul rând, trebuie să intri într-o acceptare, să nu ai nici cea mai mică, cel mai mic gând, dacă pot spune așa, pui de gând la stările și manifestările celor doi Dumnezei din casă. 3. Ce spui, Marius? Nu am nimic de comentat. Hai să vedem, Florentina, ce zice. Eu înțeleg și pe Simona, îl înțeleg și pe Costel. Îi dau dreptate și Simonei, îi dau dreptate și lui Costel. Da, da, vrei să unești contrariile, acum să unești. Nu vreau, nu vreau nimic, că nu sunt așa de departe în gândire. Pe Simona o înțeleg pentru că noi femeile așa zicem, dacă găsim cauza, putem schimba efectul, e de aia vrea să știe de unde îi, iar lui Costel îi dau dreptate că da, într-adevăr, nu mai are importanță de unde îi, că dacă îți schimbi comportamentul și ești tot timpul în slujire și tot timpul în acceptare, adică el vine spre tine să te strângă în brațe și tu nu-l respingi, nu te întrebi de unde vine respingerea, accepți apropierea, dorința lui de a te îmbrățișa. Nu-ți mai trebuie să știi de ce, de unde, cum. Dar 10 secunde, te rog, Florentina, că uite. Te rog. Îl respingi pe Dumnezeu care te strânge în brațe. Îți dai seama? Tu vine Dumnezeu spre tine, te strângă în brațe și tu respingi. Păi, m-am săturat. Da, Florentina, te rog. Da, deci cred că nu conștientizăm exact, știi, gravitatea situației, știi? Că în momentul în care bărbatul vine spre tine respingându-l, ce consecință poate avea în timp, știi? Nu, pe moment și da, îi dau dreptate lui Costel că într-adevăr nu mai contează că și eu am fost tot în același calibru ca Simona, tot așa am zis, mă, am de pe să văd de unde, cred că de pe neam, de acolo, deci numai că eu am zis o chestie, deci în momentul în care vin niște lucruri, măcar știu că vin de pe neam și trebuie să de-aia trebuie să fiu acolo în acceptare, chiar dacă sunt lucruri care se întâmplă, care nu îmi convien și mult timp trebuie să intru în acceptare, în iubire, că dacă ești în acceptare, înseamnă că trebuie să fii, ești în iubire. Dar, n-am, deci trebuie să-ți schimb gândirea, are dreptate aici, Costel, aici trebuie să-i dau dreptate, că gândul, știi, să nu nici cel mai mic gând să nu-l mai ai, știi, împotrivă a ceea ce se întâmplă. Să accepți, știi? Asta e valabil și pentru mine, nu numai pentru tine, Simona. Vorbesc în general, știi? Interiorul nostru al fiecăruia schimbă instant exteriorul. Când noi ne-am schimbat la nivelul credinței, a încrederii, fără nici cea mai mică îndoială,
ne-am schimbat o oră înainte de somn și mâine dimineață revine iară gândul ăla. Deci eu când am credința totală și las pe Dumnezeu și știu că va fi perfect, eu schimb realitatea instant în jurul meu. Instant îl schimbă. Marius povestește N. Situația ale lui, dar noi Marius, pe aici vorbesc de el, dar dar trăit și noi toți. Exact, toți am trăit. Am trăit și eu o grămadă de situații care s-au schimbat totul în momentul. Numai cu noi e problema. Poftim? Totul doar cu noi e problema, la noi tot timpul e problema. Iar în cazul femeii este clar că acel 80% care nu scade niciodată, scade doar atunci când mă las în fața tuturor celor din familie, când slujesc, când nu mă gândesc, că mi-e greu, că nu știu unde, mă dor picioarele, mă dor spatele, nu știu ce fac mâinile, că sunt obosită de la serviciu. Uite, vezi, asta e și asta o formă de, că din ce spune Simona, mi-a venit așa acum, nu știu, poate nu-i corect, dar mă gândesc că sunt oameni care în copilăria lor, în familia lor, știi, nu au avut parte de căldura aia, de tangibilitate, de așa, și atunci ei necunoscând lucrul ăsta, când vine cineva spre el, îl resping pentru că ei nu știu această modalitate de exprimare a iubirii. Este foarte adevărat ce spui, dar în același timp, în secunda 2, să nu uităm că acel cineva este exteriorul nostru, care e Dumnezeu, care vine spre noi. Atât. Așa e. Dar ești de acord cu mine că noi încă trecem totul prin filtrul minții? Tot timpul. Și ești de acord cu noi că noi femeile vrem să înțelegem procesul și de unde vin și unde pleacă? Voi vreți să înțelegeți întâi până să faceți. Când, da, da, când aplicarea da. E mai simplă și e practică, adică, și îți dă rezultat instant. Poate, Costel, nu toate, dar unele din anumite are sfere de așa, vrem procesul să, că chiar așa și spunem, dar nu, eu nu înțeleg de ce, și după ce înțelegi, faci schimbarea. Deci nu suntem toți. Ceea ce spui tu este corect și e adevărat și te susțin, dar nu suntem toți la fel, Costel, știi? Adică unii vor sau unele vor să priceapă de ce trebuie făcut într-un anumit fel sau de ce nu. Nu suntem toți la fel. Dacă... aici e frumusețea, că suntem atât de diferiți și atât de... E perfect pentru că așa vrea Dumnezeu. Deci da, nu e nicio problemă. Dacă așa Dumnezeu vrea să exprime prin Simona acum, la momentul ăsta, probabil că dacă ea vrea, va considera să schimbe într-un fel comportarea, nu știu, nu vreau să o numesc cum, dacă ea va considera, dar de fapt nu ea, dacă Dumnezeu va considera să schimbe comportarea Simone, o va schimba, dacă nu, va rămâne la fel. Pe această stare de vreau să știu. Da, eu m-am schimbat, dar nu se schimbă, dar nu, tot vine. Deci aici... Dacă îmi permiți să spun ceva, Costel, știi, în procesul nostru de evoluție, de transformare, sunt etape. Noi nu putem, de la cum am fost înainte de a intra în școala iubirii, de a citi cărțile lui Marius, de a asculta webinarii, de a face niște schimbări în viața noastră, de la, să zic așa, de la punctul 0 la punctul 100, nu putem trece liniar de azi pe mâine. Este un proces cu urcușul și coborâșul, acțiunea se petrece sinusoidal în diferite etape. Adică, întâi
îți dai seama, aha, aici nu trebuie să fac așa, aici trebuie să schimb. Începi schimbarea, faci din 5 schimbări, 3 bune, 2 răli, ești sinusoidal, cum am spus. După care vine, cum spune și Marius, la început faci toate chestiile astea din ego. Până la 475-a încercare, când îți devine stare, care în momentul în care vine cineva din față cu o anumită acțiune, tu nu mai reacționezi nici agresiv, nici cu judecată, nici cu răspuns, nici masculin, nu știu ce. Nu reacționezi, deci este un pas enorm dacă să ții tu gura închisă, care până acum vorbeai într-una și ripostai când cineva zicea ceva, ceva de domeniul fantasticului, ca timp, știi? Costel, m-auzi? Da, te-am. Adică și ca proces, și ca, după care e procesul de înțelegere, procesul de accept, nu e simplu. Și chiar dacă cineva, dacă spun, te rog să mă ierți că îmi permis să spun, dar așa văd eu lucrurile. Știi, când cineva, chiar când vine, așa cum a venit Simona și a zis, eu vreau să înțeleg, nu știu ce, tot așa cu iubire și cu luat în brațe, s-o accept, pentru că așa vede ea varianta de a spune într-un fel, nu e în ordine aici la mine, ajutați-mă cum să fac să fie bine, știi, așa spune, de ce vreau să înțeleg procesul, dar în spatele acestor propoziții, știi, de fapt asta se află. Înțelegi, Costel, ce eu spun? Înțeleg foarte bine, este manifestarea lui Dumnezeu în ea, este manifestarea lui Dumnezeu în tine, sunt cuvintele lui Dumnezeu în ea, sunt cuvintele lui Dumnezeu în tine și atunci și în mine este exprimarea lui Dumnezeu. Așa cum este. Eu așa am văzut-o. Nu o condamn, îi spun doar atât. Atât spun și atât înțeleg eu. Că nu are rost, încă o dată spun, să fac analize. Important este ca eu să trec la practică. Asta este părerea mea. Nu resping, nu condamn, nu vin să dau cu bățul, nu vin să spun că e greșit ceva. Spun doar că, fără să analizez, scurtez durata de a-mi limpezi, de a-mi lumina situația. Da, da. Numai că știm, noi suntem la școala iubirii și în momentul în care cu iubirea noastră învăluim pe celălalt și îi explicăm niște lucruri care la momentul respectiv celălalt nu le simte, nu le vede, nu vibrează, ca să zic așa, să folosesc un termen care e acum foarte folosit, știi? Noi cu toată iubirea și cu toată înțelegerea, știi, trebuie să luăm așa ca o cloșcă pe puiuțul lui și să-i explicăm cu toată dragostea și cu toată iubirea, Costel. Și tu faci asta foarte bine, fiindcă am văzut în diferite webinare care tu îți iei și îți sacrifici din timpul și din răbdarea ta, că stai de vorbă cu tot felul de doamne care sunt pe diferite nivele de conștiință și dumnealor și cu diferite nivele de înțelegere și cu diferite nivele de răbdare. Și tu faci asta foarte bine și cu foarte multe rezultate și spui lucruri foarte interesante, că eu urmăresc webinariile tale. Da, am tăcut. Dumnezeu vine pe toate frecvențele. Da. Dumnezeu vine în toate pozițiile. De cele mai multe ori Dumnezeu vine când noi repetăm greșelile sau nu îi creiem posibilitatea ca El să se manifeste în noi și în situațiile noastre, atunci Dumnezeu vine puțin mai ferm în alte poziții. Deci El vine și în stările și de regulă vine în stări de corecție, vine în stări care nu ne plac. Nu este Dumnezeu, nu este mereu numai în stări plăcute, să zic așa. Pentru că asta este, manifestările sunt pe ambele frecvențe. Da, da, așa este. Așa este, dar cum se cheamă? În momentele astea trebuie să-l susținem pe celălalt, știi, care
vine așa cumva, își pune inima și sufletul în palma noastră, știi? Înțelegi tu ce vreau eu să zic. Deci, ideea este următoarea, ca să îl susțin pe Costel în ceea ce a spus, schimbarea comportamentului, acceptarea și schimbarea comportamentului e foarte important, Simona. Are dreptate, că acum de unde vine, nu mai știm nici noi de unde vine. Important e să acceptăm că celălalt are nevoie de apropierea și de iubirea noastră. Tu ce zici? Da, păi niciodată nu a fost problema că nu ar fi asta. Așa este, că totul stă în schimbare și mai ales că în momentul în care stai și te gândești, de-aia mi-a venit întrebarea asta, dacă este într-adevăr posibil că atunci când ți se oferă toată iubirea și atenția, inconștient, noi ca oameni să respingem că parcă este prea multă iubire și prea multă atenție. Pentru că toată lumea aveam impresia că tânjește după iubire și atenție și mi-era un pic, poate să fie și pe dos, că atunci când primești prea mult, să te simți, nu știu, poate că ceva din tine să spună că este prea mult sau poate că nu merită atâta atenție și atâta iubire din partea soțului, din partea copiilor sau din partea familiei. Nu știu, cred că aici, dacă îmi permit să spun, mai este, cred, un aspect, așa cum simt eu lucrurile, dar nu referitor la tine, în general vorbesc. Nu, femeile, că și vorba aia, mama Dumnezeu să o ierte, avea vorba, că unii bine, nu-i de mine, unii rău, hop și eu. Deci, dacă nu avem de luptat cu baioneta, de făcut, de dat peste cap, de făcut figuri impuse, țucarama, nu știu ce, mă, cum spui tu, când curge totul lent, când e bine, când e frumos, când asta, dar parcă nu e așa bine, dar oare nu ne s-o urât? Da, așa este. Noi femeile întotdeauna, pentru că eu mi-aduc aminte foarte, foarte bine. A fost într-un webinar în care Marius a spus clar. Femeia când are totul, e urâtă, urăște cu binele. Și eu am zis, Doamne, cum poate să spună Marius așa ceva? Dar să știi că are dreptate, Simona, nu râde, că să știi că așa e. Că uite, știi tu bangul ăla? Exact așa faci tu acum. Știi, știți bancul? Ci că, cum e aceea? Ci că dragoste studențească. Ai cu cine, ai cu ce și n-ai unde. Dragoste nu știu de care. După care era la sfârșit, mai era una că dragoste filozofică. Ai cu cine, ai cu ce, ai unde și te întrebi de ce. Așa cum ești tu. Ai bărbat, te iubești, te strângi în brate și te întrebi, dar de ce oare, de unde vine că eu nu pot să-l iubesc și să-l țuc și eu pe el? A, nu pot să-l iubesc. Am așa o reținere. M-am exprimat greșit, iartă-mă. Că nu pot să-l pup și eu de 7 ori pe zi cum vrea el și eu, că mi-a zis Simona așa drăguț a fost, zice, păi mi-a spus că iar tot să mă, păi i-am zis, păi ne-am pupat ieri. Eu stăteam pe limbă să-i spun, dar bine că nu i-ai zis că v-ați pupat săptămâna trecută. Așa, știi? Da, Costel, spune. Pe Dumnezeu are numele ăsta, Simona. Lasă totul așa. Atât. Nu trebuie să mai faci. Lasă totul așa. Acceptă. Și se va schimba tot. Ai răbdare și încredere. Lasă așa. Așa-l cheamă pe Dumnezeu. Hai să-l întrebăm pe Marius, că el știe. Mai bine ca noi. Eu am impresia că poziția socială pe care o are Simona îi dă această putere de a privi critic lucrurile, inclusiv în familie. Așa. Dar ea nu le privește critic. Păi cum nu? Nemulțumită. Le analizează. Adică ea dai una să analizezi și una e să fii critic. Deci ea e performant în ceea ce face. Dacă e performant în ceea ce face, o va privi așa. Da. Adică vede că ceilalți nu sunt așa de
Totul analizat. Perfect. Totul nu rămâne Așa de neanalizat, perfect. Și... neverificat, să știu eu de unde vine. Deci Totul. totul vine de la poziția socială pe care o are. Oricum aia nu poate să fie, să renunțe la ea. Ce poate să fie? Uite, școala iubirii amendează această poziție și o învață să fie îngăduitoare, înțelegătoare. Păi Și... sunt, Marius, sunt și îngăduitoare și de știu, dar am aceeași problemă, știi, că și la lucru, că totul este perfect și nu am nicio provocare. Bun, că nouă ne urmărește cu binele, îi trebuie provocări. Îți spun eu, ți-i trebuie un bărbat acasă să vină, ți-mi puște o pomă de bătută. Ce spui tu acum, Simona? E bine, sunt de acord în totalitate, e perfect, dar totuși nu e bine. Da, exact așa spui. Da, știi cum, totul e perfect, spun? E bine. Și după aia pui o virgulă. Dar, da, când ai spus dar, dar, ai anulat da, tot ce ai dar spus. Dar nu poate că ai 80% energie telurică, nu are cum să vadă bine. Să da. Vadă bine. Va trebui să vadă ceva care nu merge. Deci nu eu mă întreb bine. Dacă vine Walter acasă, ți-a trage o probă de bătute, iar bate și copiii, mă trage și o beție, atunci oare ce mai deci, spune? Uitându-se la părți, femeia întotdeauna va vedea lucruri defecte. Nu, trebuie să ducă el să lipsească o noapte, două și atunci să vezi ce fetiță te faci tu cu minte. Dar cum el slujești tu, cu atunci ați intră ție. Deci, suntem diferiți. Femeia va vedea lucrurile că nu sunt chiar cum trebuie, mereu le va vedea asta, pentru că se uită numai la părți, le absolutizează. Iar bărbatul le va vedea tot timpul că sunt cum trebuie. Deci niciodată nu va vedea ceva că este greșit. Înțelegi? Deci asta e natura ei. Tu trebuie să înțelegi, să accepti natura că vezi așa, că îți pui întrebări, uite, filozofice, îți pui întrebări, de unde vine, de nu știu ce. Bărbatul nu-și pune nicio întrebare. Și mereu îți vei pune întrebări. Deci trebuie să te accepti pe tine așa cum ești, că asta este, așa sunt femeile. Ai văzut, Marius, că ți-am trimis nu-i ceva acum rău. Când eram în webinar, mi-a trimis poze cu roșiile și cu zucchini care aveam în grădină, că e grădina mea și dacă sunt plecată de o săptămână, să-mi arate cât au crescut. Super. Pe WhatsApp. Îți trimiteam și ție, Costel, dar nu suntem pe WhatsApp. Dacă poți să-i trimiți de pe WhatsApp, pe Telegram. Da, poți să-mi trimiți, că am WhatsApp. Ce? Am. Da, deci tot timpul. Deci nu este problema așa. Problema. Sigur spui. Problema e că nu e nicio problemă. Pentru bărbat. Exact, sigură. Acum ți-ai dat seama că te-ai demascat. Deci problema e problema că dacă ai spus că e problema, ai. Deci femeia, dacă nu le primiști din față, le creează. Da, deci, da, da, da. Asta nu e infinit, fără, nu se poate niciodată. Deci eu vă spun că am fost și nu asta e nevoie să fii la liniștită tu, e foarte bine, asta e situația cea normală. E bine deci, că nu merg lucrurile bine. Marius, eu vă spun amândouă pentru că am fost și am stat o săptămână la ea. Deci are o familie ca la carte. E superbă, e tot în armonie, un bărbat extraordinar, doi copii frumoși și deștepți, o casă frumoasă. Deci nu, eu nu știu unde are ea problema filozofică, de ce? Nu, eu personalist nu înțeleg. Dar... La ușă. Ce la ușă? La intrare. Nu vrea perfecțiune și nu s-a atingă niciodată perfecțiunea. Dar este perfect ce are acasă, pe cuvânt, crede-mă. Deci, știi că ai lucrul cel mai perfect în lume, Simona? Imperfecțiunea. Da. Aia este cel mai înalt lucru posibil. Deci dacă atingi păi imperfecțiunea, și... n-ai niciun fel de probleme. Dar dacă cauți perfecțiunea, niciodată da. Nu-ți vei fi. Păi, Marius, de unde vine rezistența și nemulțumirea? Păi, poftim. Îți faci absolute programe, idealuri. Nu există niciun ideal. Singurul ideal care te poți baza în lume este imperfecțiunea. Că lucrurile nu au voie să meargă bine. Ăsta este singurul lucru absolut. Tu vrei să fie bine, de ce să fie bine? Deci cel mai bine, cum se întâmplă, așa e cel mai bine. Deci noi nu avem nevoie să intervenim peste voia Dumnezeu să schimbăm ceva. Deci lucrul cel mai important în viață e ca lucrurile să nu meargă bine. Când nu merg bine, ești mulțumită. Sau ești nemulțumită.
Gata, s-a încurcat acum. Acum a rămas masca. Când nu merg bine, înțelege. Femeia este acum nemulțumită. Înțelege și meditează și-a dat seama. Deci când nu merg cum vrea ea, femeia este nemulțumită. Dar nu are voie să meargă cum vrea ea. Întotdeauna numai bărbatul are dreptate că el este indiferent la cum sunt lucrurile. El e leneș și el e fraier, el e prost. Da? Deci astea sunt sisteme diferite. Femeia caută lucrurile cât mai bine să le facă, cât mai perfecte. Și așa se îndepărtează de divin. Divinul este cel care acceptă viața așa cum este. Divinul este murdar, divinul este imperfect, divinul este prost, este păcătos. Deci mai înalt lucru este păcatul. Deci nivelul cel mai înalt care trebuie să fie atins pe pământ este păcatul. Deci când omul acceptă păcatul și nu se supără că există, când acceptă imperfecțiunea, când acceptă lucrurile așa cum sunt, ăla este punctul cel mai înalt pe care putem să noi să-l atingem. Uite, vreau să citesc chestia asta. Imediat. Am impresia că nu nimeresc. Ba da. Păcatul este o mare binecuvântare. Fără el, e cea mai mare binecuvântare. Fără el nu-l putem cunoaște pe Dumnezeu. Deci fără imperfecțiune noi nu putem cunoaște pe Dumnezeu. Imperfecțiunea este lucrul cel mai perfect posibil. Deci toți venim pe pământ ca să păcătuim. Doar când înțelegi că el este peste tot, păcatul dispare. Apropo, parcă asta sună Tao Te Ching. Păi nu, caut acum, am cartea, caut acum, vreau să citesc. Caut deci capitol. Noi nu putem ajunge la Dumnezeu pentru că nu suntem proști. Noi suntem prea deștepți. Calitatea prostiei este că nu știe nimic, nu o interesează de nimic, nu vrea să dovedească nimic, nu vrea să corectează pe nimeni și nu are nicio așteptare. De aceea este lucrul cel mai înalt care poate fi atins pe pământ. Cunoașterea nu are cunoaștere. Da. Cel mai important lucru în viață este că să-ți zdrobești orgoliu, să nu luți pentru binele tău, să nu te intereseze, adică să duci o viață continuă de sacrificiu și jefă pentru celălalt, de nimic. Atunci și doar atunci nu mai ai un eu. Fără eu nu mai există nefericire. Da? Da, da. Problema ei era cu totul altă natură. Nu, problema este perfecțiunea. Da, corect. Nu, n-ai nevoie să cauți perfecțiunea, ai nevoie să cauți imperfecțiunea. Lucrul cel mai înalt pe pământ este imperfecțiunea și cel mai sigur, da? Pentru că imperfecțiunea nu poate fi schimbată. Imperfecțiunea este absolută. Perfecțiunea poate fi schimbată, dar imperfecțiunea nu poate fi schimbată. Deci dacă îmi dai voie, păcatul este lucrul cel mai înalt care poate fi atins pe pământ. Pentru că dacă tu îngădui păcatul, adică lucrurile să nu meargă bine, să nu fie cum trebuie, tu atunci iubești și numai atunci. Dacă cauți mereu să schimbi ceva, să perfecționezi, să corectezi, nu ai ce să schimbi, că e vorba de Dumnezeu. Dumnezeu vine și formă păcatul. Uite, Florentin acceptă păcatul și este foarte fericit. Mulțumesc, Simona, îmi văd ce frumoase am și eu. Da. Uite-te, aici nu-i vorba de acceptare, că ea acceptă, dar ea nu e în păcat, ea e în... Ea vrea să scornească ceva, să aibă teme, ea vrea să aibă teme. Nu știu ce are vrea să aibă probleme, nu are probleme, dar vrea să... ea le face, le iscă. Am sentimentul că... Uite, hai să citesc din... Hai să citesc din Tao Te Ching. Te las să citești. Numai o secundă. Lasă-l pe Costel să citească, Florentina. Lasă să spună Florentina că vorbea. Hai, zi. Atât am zis că am sentimentul că Simona e puțin dezorientată acum. Atât am zis. Nu e. Acum așa a revenit. Ți-ai revenit? Da. E puțin roză la față, dar așa a revenit. Iată ce spune aici. Simona. Cel ce caută să învețe sporește zi după zi. Celui ce-l caută pe Dumnezeu, dorințele îi se împuținează zi după zi. Și tot împuținându-i se, omul ajunge la neînfăptuire. Adică nu mai faci nimic. Ești de acord cu totul. Ăla e cel mai înalt nivel. Imperfecțiunea e cel mai înalt nivel. Exact. New Age-ul ne învață să căutăm un mai mare bine. Aiurea, te-a îndepărtat de Dumnezeu. Exact. Deși nu făptuiește,
Deci, se referă la acel om, da? Cel că caută să... așa. Deși nu făptuiește, nimic nu rămâne nefăptuit. De aceea, întotdeauna, cucerești lumea de sub cer prin nefăptuire. Cine se străduiește să făptuiască, nu e în stare să cucerească lumea. E vorba să împlinească o perfecțiune, un ideal. Deci, divinul ce este? Viața așa cum este. Care e caracteristica vieții? Cea mai importantă? Așa cum este. Viața așa cum este se prezintă sub forma binelui și răului. Drept și nedrept, adevăr și neadevăr, păcat, nepăcat. În momentul în care accepți opusele acestea așa cum sunt, este lucrul cel mai înalt posibil. Deci noi, întotdeauna, în momentul în care căutăm un mai mare bine, o perfecțiune, o virtuți pe care să le împlinim, noi de fapt nu mai iubim. Pentru că respingem pe Dumnezeu care vine sub formă opusă. Deci nu este nimica de corectă la Dumnezeu. Deci imperfecțiunea este perfectă. Cum să zic eu? Răutatea cu care vine Dumnezeu din față e perfectă. Prostia este perfectă. Păcatul este perfect. Deci nu ai ce să schimbi la Dumnezeu care vine sub forma unor greșeli. Greșeala respectivă vine de la Dumnezeu. Atâta trebuie să înțelegem noi. Că vine de la El și că nu este bine sau rău. Deci doar ego-ul nostru pune calități, caută ceva mai bine, pune etichete, dar la divin este indiferent. Deci el face lucrurile indiferent la calitate. Nu face deosebire dintre una sau alta. El doar dăruiește, doar întoarce înapoi ceea ce omul are în el. Și face lucrul ăsta așa cum este, el face lucrul ăsta fără să aibă vreo grijă sau să aibă vreun regret. Deci el când dă rău, îl dă cu toată bucuria. Noi zicem, vai de mine, Vechiul Testament este moarte. Că acolo se omoară aia toți și Dumnezeu cheamă vrășmașii să-i omoară pe ceilalți. Nu! Oamenii se îndepărtează de el și din cauza asta el e de voie să vină cu vrășmașii peste ei să-i omoare. Pentru că atât de mare și de gravă este îndepărtarea de Dumnezeu, încât ei nu pot fi aduși altfel înapoi. Deci Dumnezeu nu că face un lucru rău, ci face un lucru foarte bun. Deci trebuie să-i aducă înapoi pentru că corpul poate să moară ca să salveze sufletul. Da? Și interesant este că mereu, ca și pedeapsă, avea prima dată robie și acum are moartea. Deci îndepărtarea, deci nerespectarea poruncilor, pedeapsa este moartea. Deci este foarte, foarte grav. Ce se întâmplă și al noi acum? În lumea noastră modernă, acea situație. În viața personală a fiecăruia, în universul lui, se confruntă cu situația asta. Cum se duce spre absolutizarea virtuților, vine necazul din față. Deci n-ai nevoie să cauți o perfecțiune, pentru că perfecțiunea care se întâmplă este bine și rău la un loc. Este perfect. Adică răul care îți vine din față, păcatul care îți vine, nenorocirea, necazul, sunt perfecte pentru că vine de la un Dumnezeu care pe toate le face perfecte. Deci nu există altceva. Deci ultimul nivel care poate fi atins pe pământ este acceptarea lui Dumnezeu așa cum este. Nu există ceva care să nu fie bine. Sau nu există ceva la care noi să accedem. Să ajungem. Nu e adevărat. Tot ce se întâmplă e perfect. Nu e așa, Florentina? A ridicat mânuța. Da, Florentina. Ce disciplinată ești. Îți place, dar Florentina, nu? Noi nu te vedem. Tu ești neagră acolo. Da, ești neagră. Nu. Ești neagră total. Nu vreau să o vedem, nu. Nu vreau să o vedem că nu arată bine azi. Mai bun așa? Am aprins lumina de sus. E bun? Mai un pic. Am lumina mare aici, bună, nu mă vedeți? Hai, acum. Deci acum eu vreau să, dacă îmi permiteți, să-i pun Simonei o întrebare. Aoleu. Așa. Deci, nu. Vouă doi. Dar nu ușoar, așa ca între prietene, una grea. Nu. Stai, m-am răzgândit. Vouă doi vă pun întrebarea. Aoleu. Nu cred. Deci, că eu... Ne iei la întrebări? Trebuie să înțeleg. La întrebări? Nu. Deci, concret, soțul Simonei vine spre ea și o îmbrățișează și o pupă. Ea simte o respingere. Cum procedează Simona în situația asta? Că asta vrem să îmbunătățim. Pot să răspund eu și apoi răspund și ei? Păi pentru voi doi. Puteți să răspundeți și pe aceea puteți să răspundeți și voi.
Te rog, te rog. La servici, face tot posibilul să nu mai facă lucrurile perfecte. Asta e problema. E problema la servici. Deci, dar ea lucrează în Germania, stai puțin, ea lucrează în Germania. Păi lucrează în Germania, mai și greșește din când în când, mai și uită, mai și este indiferentă, mai își vede de treaba ei, mai învață o limbă străină, mai face altceva, neapărat să facă treaba respectivă. Și dacă toate astea le-am făcut, Marius, care ar fi a doua soluție? Să accepti defecțiunea, greșeala. Greșeala este lucrul cel mai important din lume. Dacă nu greșești, nu cunoști pe Dumnezeu. Deci dacă nu păcătuiești, n-ai cum să găsești. Să găsești, păi nu e greșeală. Ea vede ceva, nu e în regulă, că o strânge. Păi ce nu e în regulă, trebuie să accepte. Păi în concluzie asta am zis. Deci greșeala este lucru care nu e bine. Nu, ăla e bine. Da. A pus o etichetă negativă la ceea ce e bine. Nu. Da, da și nu. Da și nu. Îmi place că vine, dar simt în mine o reținere. Păi dacă asta e problema mea. Problema mea este reținerea asta și nu vreau. Problema ta este că ești perfectă. Păi nu, că am o reținere. Păi de-aia e reținere. Păi din cauza că ești perfectă la servici, Simona, tu nu înțelegi de unde vine. Ești perfectă în viața ta, ești perfectă în tot ceea ce faci. Da. Și pui etichetă, dar păi nu ești tu suflet. Suflet, ego-ul tău face asta, nu tu. Tu ca suflet n-ai nicio problemă. Tu, ego-ul tău sare în sus și spune că, uite, stă bărbatul prea mult spre mine. Sau eu aș vrea, îmi place că vine, dar aș vrea un pic mai rar. Cine spune că vrea un pic mai rar? Ego-ul, clar. Dacă vrei, uite, eu ți-am... Hai să întrebăm ceva pe Simona. Mama, cum a fost mama? Nu așa că a pus niște virtuți pe primul plan? Nu așa că a fost exigentă? Nu a fost perfecționistă? Păi mama a fost profesoară de limba rusă. Păi vezi, a fost perfecționistă. A fost exigentă? Foarte. Foarte. A făcut lucrurile perfecte? La servici, dar nu. La servici, da. La servici, da. Tu faci la fel? Nu. Ei, nu. Păi cum nu? Când mama era perfectă cu elevii, îi critica, îi nota. Tu ești mama, tu ești mama ta. Deci tu ai programele de la mamă, pe toate le ai. Nu, ea a vrut să spună că ea nu face lucrurile perfecte numai la servicii, le face și acasă. Păi, cu atât mai mult. Da, asta normal că le face și acasă, nu? Ea și acasă le face perfect. Deci tot ce vorbește acum este orgoliu. Acum, lăsând toate glumele la modul serios, Nu, dar eu vorbeam serios. Ego-ul tău din tine, bine, că am glumit și am mai râs, ego-ul tău din tine este face acest lucru. Trebuie să înțelegi. Adică din cauza că ești la servici, că ți se cere sau te-ai format în felul ăsta, dar te-ai format datorită mamei tale. Ai luat programele mamei, pe care acum tu nu le recunoști. Tu spui, nu, dar eu nu dau importanță, ce vă ziceți voi? Costel, dar să știi că este foarte bine ce se întâmplă. Noi avem nevoie de orgoliu, Simona, pentru că așa putem să studiem și noi opionatul, să terminăm. Iar, Marius, când ne avem nevoie de Babilon, deci avem nevoie de perfecțiunea aceasta. Nu, deci nu mă interesează că are absolutism. Eu am nevoie de orgoliu ei. Orgoliul ei, noi nu puteam să ajungem aici să înțelegem aceste lucruri, deci asta e și latura pozitivă a orgoliului. Aici ok, și la urmă, cum rezolv eu problema mea? Păi exact, și eu mai înainte. Păi a spus Marius să accepti. A spus să nu mai fii perfect acolo la servici, nu ți-a spus? N-ai înțeles. Păi ți-a spus să nu mai fii perfect la servici și să accepti. Costel. Da. La servici nu fac nimic, că fac toți când toți, deci când am de făcut ceva, fac toți pentru mine și eu nu am ce să fac. E foarte bine. Da, uite, stau și pierd vremea prin Polonia. Pierde vremea și fii mulțumit. Păi, uite, nemulțumirea ta că pierzi vremea, eticheta asta, îți atrage acasă, vine bărbatul pe tine și nu mai ai aer. Și te strânge în brațe și te doare inima, că te strânge prea tare. Nu, atunci e bine că stai aici, ca un pauz. Vezi, dar, Simona, de ce-ți vine să-l respingi? De ce-ți vine să-l respingi? Nu, că nu vine neapărat, simt așa o reținere,
Parcă poate... Deci ai înțeles ce se întâmplă? Asta este generală. Deci când îți este foarte bine și perfecțiunea este puternică și virtuțile le-ai atins, trebuie să vină ce, să vrei tu ceva mai rău ca să poată să poți. Deci este un mijloc de, cum să zic eu, sistemul imunitar. Sistemul imunitar al sufletului trebuie să acționeze acolo, să-ți dea pe invers ca să scadă din perfecțiunea respectivă, că perfecțiunea aceasta, toate lucrurile merg prea bine. Toate lucrurile, vezi, la servici, alții muncesc pentru tine, nu? Lucrurile bine, funcționează bine și acasă. Și atunci tu singur cauți o soluție ca să diminuezi această stare de bine și atunci creezi stări de genul acesta în care să vii nemulțumită, să nu, să îți proiectezi o stare de că lucrurile sunt, nu sunt cum trebuie, ca să poți să diminuezi din perfecțiunea respectivă. Perfecțiunea aceea ți-a energie. Faptul că nu faci nimic la serviciu îți face rău. Îți face rău ție. Deci tu, omul are nevoie de solicitări, solicitările îți scad din... Că ceilalți fac pentru tine. Îți da, crește orgoliu, că cine ești tu? Că îți crește orgoliu și îți face rău. Și ca să nu-ți facă rău, tu cauți singură tot felul de motive prin care să... Ca o să vezi că lucrurile nu funcționează bine pe undeva, ca să poți să diminuezi starea aceea de perfecțiune. Pentru că trebuie să înțelegi că starea aceea de nemulțumire scade din perfecțiune. Deci noi avem nevoie ca lucrurile să nu meargă bine. Deci întotdeauna în viață trebuie ca lucrurile să meargă mai mult rău decât bine. Deci, asta este lucrul cel mai important. Pierderea să fie mai mare decât câștigul ca să trăim. Și asta, dacă nu se întâmplă, ție îți ia din viață. Perfecțiunea, faptul că lucrurile se potrivesc foarte bine, îți ia din viață. Și ca să nu îți ia din viață, este sistemul acesta imunitar al sufletului, prin care caută tot felul de soluții, îi dă voie ego-ului să crească în alte direcții, ca să poată să echilibreze energia din corp. Deci noi trăim numai prin energia aceasta care vine când te mobilizezi pentru ceilalți, când te dăruiești celălalt, tu atunci te încarci. Dacă viața ta este prea, prea comodă, prea perfectă și nu ai nimic de făcut, tu trebuie să iei energia de undeva. Și atunci privești lucrurile în modul acesta negativ și în modul acesta îți diminuezi din perfecțiunea respectivă și în modul acesta, deci aici apare o curiozitate. Faptul că respingi sau nu știu ce, de fapt îți face bine. Deci faptul că lucrurile le gândești în modul acesta, de fapt îți face foarte bine. Poți să înțelegi, Simon, asta. Deci asta facem fiecare și o facem automat. Deci dacă ne merge prea bine, trebuie să găsim soluții care să nu ne mai meargă bine. Pentru că noi ne încărcăm cu energie numai la greu, când ne confruntăm cu situațiile dificile din viață, atunci noi ne dezvoltăm și sufletul nostru este viu. Este ca apa. Apa, dacă bălțește, se strică. Apa trebuie să curgă. Deci viața noastră trebuie să curgă, mereu să ne confruntăm cu greutăți și să le depășim. Așa vom trăi. Dar dacă lucrurile sunt prea bune, începem să murim. Și atunci trebuie să căutăm soluții în care să zicem că punem etichete, lucrurile nu merg bine, ne mulțumim și nemulțumirea aceea scade din siguranța comodității, a stabilității. Deci ne face un mare bine. În cauza asta, dacă nu ne vin situații dificile din viață, trebuie să le creăm noi. Și asta se face, asta se întâmplă. Dar e bine. Nu e ceva rău. O să observ că cu cât vor merge lucrurile mai bine, cu atât vei căuta situații care să nu funcționeze bine și le vei crea. Da, ți-am zis, Florentina, că am avut un sentiment de profundă nefericire și înseamnă că de ce sunt, că doar nu am nimic de ce să fie. Dar parcă nu am bucuria aia care aveam când eram copil. Da. Păi și atunci au, mare să asta vine în contradicție cu tot ceea ce își doresc oamenii, nu? Să aibă întotdeauna de toate. Omul, când își caută binele, de fapt își caută rău. Pentru că binele îi aduce mai mult rău, binele îl omoară. Da? Și atunci Dumnezeu, ca să le echilibreze, îi trimite nefericire. Deci când alegi plăcerea, vei primi mai multă durere. Deci plăcerea înseamnă durere, dar nu orice fel durere, nu durere de echilibru. Înseamnă că îți vine o durere mai mare ca să-ți distrugă plăcerea respectivă, că cantitatea de energie pe care o pierzi pe plăcere e foarte mare. Și deci, întotdeauna este principiul ego-ului. Ego-ul întotdeauna dă energia, creează un dușman, îi dă energia și victoria.
Deci îi dă o energie mai mare și posibilitatea de a-l învinge. Deci întotdeauna ego-ul se distruge pe el singur. Deci, mecanismul este automat, fiecare va face chestia asta. Deci noi degeaba căutăm un mare bine. Nu binele trebuie să-l cauți, trebuie să înțelegi că ceea ce ni se întâmplă este foarte bine. Adică faptul că ni se distrug așteptările, toate dorințele, este foarte bine. Este modalitatea prin care noi evoluăm și supraviețuim pe pământ. Deci răul este cel mai mare bine posibil. Este un bine mai mare decât binele. Binele îți distruge viața, îți ia viața și te omoară. Binele. Deci cel mai periculos lucru în lumea aceasta este binele propriu. Din cauza asta Dumnezeu ce este în definiția lui? Este nu binele tău. Deci în momentul în care te împotriviști binelui tău tot timpul, cauți greu, te opui ușorului, plăcutului, comodității, te opui, nu le vrei. Atunci tu te încarci cu energie subtilă. Deci te apropii de Dumnezeu numai când respingi atracțiile și fericirile lumii și comoditățile ei și satisfacțiile ei. Deci numai la respingere. Pe exemplu, apare o înghețată în fața ta, în momentul în care ai spus nu înghețate, tu te-ai încărcat cu energie. Dacă ai mâncat înghețata, faci ca Florentina, te duci, dai telefon la toți prietenii și vrei să părăsești. Adică nebunește așa deodată. Deci, Marius, soluția ar fi, deci în cazuri de astea, ori îți cauți singur necazuri să ți le faci, ori respingi ce-ți vine din față. Adică să respingi bucuriile din față. Da, deci preventiv cauți situațiile dificile care te solicită și te încarcă cu energie subtilă. Deci fără energia subtilă de la Dumnezeu care vine în confruntare cu situațiile grele ale vieții, tu nu vei putea să supraviețuiești. Deci binele îți face cel mai mare rău. Modul cum este gândită societatea este gândită de stăpâni la lume ca să ne omoare. Este o metodă de distrugere în masă, de extinție în masă. Binele acesta este o metodă de omorâre de populații. Și este perfect. E perfect. Deci noi credem, avea o poziție importantă în societate, este bine. A avea o casă mare, nu este bine. Este moartea sufletului. Noi chiar acum am citit în Tao Te Ching, nu? Zicea, oamenii de obicei, nu? Ții minte, da. Costel, caută mai mare bine pentru ei, dar asta înseamnă moarte. Uite, Tao Te Ching, 2600 de ani înainte de 2600 de ani în urmă. Spune, Florentina. N-ar fi o variantă mai simplă, Marius, dacă noi femeile ne-am dăruit pentru, am avea ca mod de viață, dăruirea pentru celălalt. Deci ca stare de a fi. Deci întotdeauna celălalt e pe Dar nu ăsta e modelul social pe care îl vedeți. Și nu îl veți urma. Nu, stai puțin. Deci întotdeauna să punem pe celălalt. Păi, da, dar noi nu mai suntem la școală, iubire, învățăm alte lucruri. La școală, dar e invers. Genau, exact. Deci dacă îl punem pe celălalt întotdeauna pe locul 1 înaintea noastră și să avem asta ca stare de a fi, deci ăsta este starea noastră de a fi și să fac totul pentru celălalt. Deci în momentul în care celălalt egal, adică mai ales soțul care vine spre mine și mă îmbrățișează, nu mai impun întrebarea de ce. Nu mai sunt la filozofie, da, nu? Da, corect. Uite, Florentina, ce a făcut Carmen? Ai vorbit cu Carmen? Da, am vorbit 4 ore aseară. L-ai registrat? Nu. Păi vezi, ai fost egoistă. Chestia asta te va lovi. Te va lovi în viitor. Că trebuie să te gândești la... Deci ai 5 milioane de oameni în școala iubirii, păi trebuie să te gândești la ei prima dată. Dar nici n-am știut cum să dureze 4 ore. Păi cum că dacă vorbești cu un om care înțelege lucrurile așa, cum să nu vorbești 4 ore? Deci ce făcea Carmen? A zis, eu la servici, când zice cineva, cine vrea să se ducă, am sărit imediat, de se oferă. Tu ai zis același lucru, nu? Când cineva a venit cu o situație la servici, ai sărit să o faci, cu toate că era peste munca ta. Da, tot timpul. Toate lucrurile care nu vreau să le facă cineva, le-am făcut tot timpul. Care nu vreau să le facă, le facem. Chiar dacă nu eram competența. Foarte bine, asta te îndumnezește și îți dă posibilitate, ne dă nouă posibilitatea să facem opionatul. Da, să știi că probabil... Deci, Marius, singura mea concluzie este că probabil că așa este aranjat de undeva de sus ca să le facem, pentru că mi se eliberează programul
Nu probabil, în mod foarte sigur. Siguranță, da. Nu probabil. E un ajutor de sus, să știi. Deci greutățile sunt în dumnezeire. Ce am făcut când am venit în viață? Dăm, Doamne, greutăți cât de mari poți. Păi puteam să zic, veneam de la prag. La prag ai autoritatea asupra exteriorului, asupra mediului, poți să ceri orice. De ce că ai vin de la prag, poți să fii oamenii cei mai bogați din lume. Și eu ce am făcut? Dăm greutăți. N-am cerut bogății. Puteam să fiu omul cel mai bogat din lume. N-am cerut asta. Deci ai autoritate datorită poziției pe care o ai și ai energie ca să poți să împlinești. Și totuși n-am cerut asta. De ce? Pentru că am fost conștient că noi am venit aici pentru dincolo și ca să poți apropia de divin, trebuie să ai nevoie de solicitări din față, de greutăți, de neplăceri și înfruntarea lor sau depășirea lor este energia ascensională în lumea dincolo. Dar pentru această energie ai venit, adică pentru acele nuri pe care le zici la atracțiile vieții și la dauri la solicitările vieții. Atât trebuie să faci. Și asta te încarcă energie. N-ai nevoie de știință, nicio știință. O să nu știi nimic. Uite, chiar astăzi am citit cu Costel în Tao Te Ching foarte frumos și spunea, nicio știință. Știința te îndepărtează de divin. Deci la ce episod sunteți? Cum? La ce episod sunteți? Mai avem unul și gata, am terminat. Dar faceți și voi mai încet, că nici nu pot să le ascult. 76. Lasă că vă trimit cărțile și o să discutați 10 ani voi între voi, ca să înțelegeți. Faceți un efort când aveți discuții de genul ăsta, le registrațiile. Simona, a discuți cu Florin. Păi voi nu trebuie să... Voi dacă o oră trebuie să fie. Ajuns atâția oameni. Sunt lucruri importante pe care le spuneți. Cunoașteți lucruri. Și e important ca oamenii să vadă diferite păreri. Nu numai o singură părere. Dar așa... noi nu despre astea vorbim. Păi ce vorbiți este foarte bine. Noi analizăm de unde vin lucrurile, de ce vin, foarte de cum bine se duc. Păi aia, le vorbim așa cum facem inginerie emoțională. Inginerie emoțională. Haideți să auzim și noi inginerie emoțională. Învățăm și noi. Păi nu vrem să vă plictisim. Nu ne plictisim, din contră, ne învățăm. Uite, hai să-ți spun o chestie. Să știi că ieri când am vorbit cu Carmen, apropo de ce spui tu acum că nu vrem să ne plictisim, eu când i-am spus că sunt Florentina, mi-a zis, eu știu cine ești tu, eu știu toate webinarele tale și la care eu de acolo zic, cum chiar le ascultați, zice, da, și eu am spus în webinarul cu Marius că au fost webinarii care eu le-am ascultat de 2-3 ori, să știi care au fost cele cu tine. Și la care eu de acolo zic, măi, să știi că și Marius și Marian, când îmi spuneau, hai să facem un webinar, îi spuneam, vai, de unde să mai sătulă lumea asta tot să audă poveștile mele și asta? Și ei spuneau, nu, că lumea, sunt o grămadă care se identifică cu situația care o ai tu și să știi că nu plictisești, să știi, eu am în diferite situații am auzit chestia asta că oamenii să știi că ascultă, poate nu iese la rampă, așa, nu știi, dar sunt foarte mulți care ascultă și știu exact. De ce am spus tot ce eu am spus în webinarii. Deci, Florentina, fă-i un sacrificiu, faceți și voi un Zoom, un abonament de Zoom, da? Și tu, Florentina, poți să faci un abonament și în momentul în care vorbești cu cineva important, cu Carmen sau cu cine te simți tu bine, să registrați ca să beneficiem toți, pentru că altfel devine egoism. Și te trezești lovită că zice Dumnezeu, păi erau 5 milioane care așteptau informația respectivă și ai pierdut-o. De ce ai pierdut-o? Devii responsabilă pentru asta. Și te lovește cu... Tu, să asculți Amos și ceilalți proroci să vezi cum zice. Că devii vinovat în momentul în care nu te dorești pentru ceilalți, devii vinovat și vine împotriva ta după aceea și te lovește și nu știi ce ai făcut. Pentru că e vorba de toți. Deci când există o responsă, prima dată, primul gest e pentru ceilalți. Și sunt 5 milioane de oameni care ascultă lucrurile astea. Păi pentru ei să faci asta. Merită sacrificiu, să știi. Pentru că vei primi binecuvântări de la 5 milioane de oameni. Și tu ai dat bani la un preot care să se roage pentru tine deja. Auzi, hai să-ți mai spun o chestie. Știi că am citit... Mai bine 5 milioane de oameni că...
Auzi, Marius, două lucruri vreau să subliniez. Unu, sunt 5 milioane care sunt în față, că sunt mai mulți în spate, care nu se știe de ei. Asta se vede pe YouTube în panou de administrare. Poate că sunt mai mulți. Uite ce zice Măicuța. Măicuța din Spania. Zice, am terminat de ascultat. Într-adevăr, m-a ajutat mult video cu Carmen. Vorbește foarte hotărător și convingător. Da? Da. Da, așa, și cum se cheamă? De exemplu, îți spun caz concret, sunt mulți poate care nu ascultă webinarul, dar citesc cărțile. Deci Ramona a comandat nu știu câte cărți și le-a pus acolo și le-a vândut pe toate. Și lumea citește. Ramona și din București? Da, Ramona din București. Mamă, ce chestie! Da, dar ea are acolo... Eu comandat nu știu câte și cum se cheamă, au vândut o grămadă și mai comandă. Deci îți spun, sunt Și foarte mulți. vorbește despre ele, probabil. Păi normal. Da. Ramona e așa drăguță să vezi, zice eu când masez acolo, fac ce fac, că Păi e hai face și... să o chemăm în emisiuni, dacă poate. Da, păi eu zic că vine, dacă o chem, vine. Da, o chem. O chemă tu. Bine, o chem eu. Că eu nu știu telefonul. Simona. Constantin, de ce râde? Simona, da, păi eu râd de, apropo de Florentina, deci m-a lăsat mască când am auzit informația asta, că a trimis, nu știu ce, bani la un popor, și asta m-a lăsat lat. În fine, vreau să-i spun lui Simona acum. Măi, cum se cheamă? Lasă numai contra, gata, fără reacție! Alo, nu, alo! Dar de ce să rămâi alo, așa? Că... aici e România, alo! Fără reacție. Stai puțin, da? E ok. Dar de ce ai rămas așa? Că dacă... Halt, dar gata. Lasă-mă să-ți spun. Dacă nu era Marius, mai trimitem încă 1200 de euro. Foarte bine. Decât să las faci... Că și eu am Costel, las că am trimis și eu 7000, așa că nu mai. Nu la popă, nu altă a trimis. De popă. Da. Altă de popă. Deci, nu e nimic. Păi, deci, dacă este... Fetițelor, să vă îngrijorați salvată. Corespunzător banilor. Mm. Să vă jurați, să vă măsurați cât orgoliu aveți. În a fost, Simona, a fost. Acum nu mai e că a aruncat cărțile. Da, da, da. Este, da. Cu s-a picățele gri. Acum. Cu picățele gri. Simona, pentru tine citesc. În vremurile vechi, cei ce știau să urmeze calea lui Dao nu căutau să lumineze poporul, ci să-l țină în neștiință. Poporul e greu de cârmuit, pentru că are prea puțină, prea multă știință. De aceea, a cârmui țara cu știință înseamnă a o prăpădi. Iar a nu o cârmui fără știință, iar a cârmui fără știință înseamnă a o binecuvânta. Trebuie să știm că aceste două legi nu se schimbă. A le ține minte întotdeauna, deci fii atent, a le ține minte întotdeauna este virtutea tainică. Deci cea mai tainică virtute. Care sunt? Că în vremurile vechi, cei care știau să urmeze calea lui Dao nu căutau să lumineze poporul, ci să-l țină în neștiință. Deci vă dați seama, cu cât știi mai mult, cu atât s-a terminat, te-ai depărtat de Dao, de Dumnezeu. Poporul e greu de cărmuit pentru că are prea multă știință. De aceea, pentru a cărmui țara cu știință, înseamnă a o prăpădi. Iar a cărmui fără știință, înseamnă a o binecuvânta. Trebuie să știm că aceste două legi nu se schimbă. A le ține minte este întotdeauna virtutea tainică. Virtutea tainică și adâncă se opune lucrurilor obișnuite și doar astfel e singura cale care duce spre marea armonie. Îți dai seama? 2600 de ani. Da, e ce ne spune Marius. Deci asta ne spune Marius de 3 ani. Acolo e bine. Deci Florentina, să ai un fel de disciplină interioară. Când mai vorbești cu Carmen sau cu Simona, pac, înregistrați. Faceți un sacrificiu. Banii aceia îi dați la Zoom, 20-30 de lei, ca să putem să beneficiem toți de această informație, să învățăm cu toții. Că e o comoară.
Informația aceasta e o comoară și învățăm fiecare și evoluăm. Uite ce a zis. Faptul că au văzut un video, video acela a contat enorm pentru toată lumea. Care video? Acela cu Carmen și cu Ana. Da. Da. Inclusiv eu am luat legătura cu ea. Și eu am luat legătura. Vezi? Vezi? Și noi nu te-am... Deci a fost egoistă. Dar nici nu m-am gândit, deci, pe cuvântul meu de onoare. Dar acum încolo te gândești. Am înțeles să trăiți. Simona. Da. Când facem opionat? Păi să ajung acasă pe săptămâna viitoare. Există în format electronic ca să-l punem la traducere? Da. Yep. Da. Mi-l trimis în format electronic? Avem un PDF, da. Este și volumul 2. Bine, volumul mi-l trimis citit. Pe amândouă și le traduc imediat. Da, și le facem. Și punem inteligența artificială să-l citesc. Da, putem să fac, da, vedem ce iese. Știi cum fac? Fac în așa fel încât blochez contactul inteligenței artificiale cu netul, ca să nu se refere la net, îl oblig să gândească cu mintea lui și să prelucreze informația respectivă și să spună părerea. Și el ia toate calupuri, ia fiecare pagină și o comentează singur. Și o să iasă un fel de altă carte. Înțelegi? Păi să vedem ce să iasă. Da. Acum da. Cam toate programele au inteligență artificială. Dar ei nu știu chestia asta, cum să facă. În momentul în care el se leagă de net, atunci dă părerile de pe net. Gândește cu el. Dar dacă îi tai legătura, gândește singur. Și spune niște adevăruri care nu-ți vine să crezi. Când gândește Păi, Marius funcționează și dacă nu-i conecta la internet, programul de inteligență de ChatGPT, spui, nu? Nu, 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 nu. Trebuie să fie conectat la internet. Dar îi tai legătura cu internetul, adică sursele de informare nu mai sunt internetul. Îl oblig să gândească cu mintea lui. Asta, atâta fac. Și mi se pare genial. Poți să-l pun să... Deci el, dacă îl pui să comentezi, îi dai o întrebare, el se va referi întotdeauna la sursele de net. Și va lua de acolo, va copia de acolo și va gândi cu acelea. Dacă îi tai legătura cu netul, îl oblig să gândească cu informația pe care o are el și cu mintea lui. Și când gândește cu mintea lui, să vezi ce minunății scoate. Incredibil. Aia este partea cea mai frumoasă. Da? Să vezi părerea lui despre opionat. Genial. Abia aștept. Îmi trimis când ajunge acasă. Îți trimit, da. Două volume PDF. Cum le fac, știi? În 5 minute l-am făcut. Păi când le facem împreună. Facem un webinar. Facem sau webinar, ne întâlnim pe... Facem webinar, noi le discutăm, le traduc și le discutăm, iar partea de analiză îi dau voie inteligența artificială. Da, să-mi arăt cum le faci. Nu știu ce nume să-i dăm noi, inteligențe artificiale. Să-i dăm un nume. Rudica. Cum? Rudica. Rudica, auleu. Oricum trebuie să fie nume de femeie. Neapărat. Da. Ei, Gica. Gica. Nu știu, trebuie să fie așa ceva. Nu știu de ce. Rudica mi se pare un nume bun pentru inteligență. E părerea mea. Tu ce spui, Costel? Hai să-i dăm un nume românesc. Dar Rodica, ce nu-i românesc? Nu, un nume bărbătesc. Dacă... Nu. Dar nu poate să fie inteligența artificială cu 80% energie telurică. N-are cum. E un nonsens. Nu mai. Înseamnă că dacă îi dăm nume de femeie, nu mai judecă cum trebuie. Mișu. Vedem. Simona, ce ai înțeles tu din ce am spus noi aici, nu? Cu greșelile, cu imperfecțiunea. Poți să accepti imperfecțiunea, poți să accepti că cel mai important lucru în viață e ca lucrurile să nu meargă bine.
Marius, asta da, știu. Păi, și fericită că nu merg că lucrurile știi, bine. Nu că știi. Te-a întrebat dacă accepți. Atenție Păi cum răspunzi la întrebare. Acceptă, nu Așa. merg așa. Merg invers. Merg bine. Le accept și perfecțiunea ta, o accept și Deci, imperfecțiunea. Femeia trebuie să fie foarte atentă la ce spune bărbatul. Deci nu neglijați cuvintele bărbaților. Fiți foarte atente exact ce vorbește. Că asta e tendința voastră. Nu e nimic greșit, dar trebuie să exact ce, pe ce te întreabă. Când vine soțul, tu te gândești la oala, că sfârâie acolo, sau te gândești nu știu ce, și el îți spune ceva. Și atunci iese o nebunie. Răspunsul... Nu, ne strânge în brațe. Da, și el o strânge în brațe și ea se gândește la oală sau nu știu la ce, că nu am închis. Trebuie să întorc cârnații pe întigaie. Da, dai seama. Deci tu trebuie să fii foarte atentă la ce vorbești. Deci, acum când Marius te-a întrebat, aveai tendința, eu știu, ai spus primul lucru. Marius te-a întrebat, accept? Eu știu. Gata, deja ai deviat răspunsul. Marius te-a întrebat, accept? Deci aici e. Te văzut că în Tao Te Ching zice cel care știe. Nu știe. Acum, la ultima... la 76, mi-am pus. Hai să văd. Cel care știe, nu știe. Numai cel care nu știe, știe. Cum e, Simona, că tu știi? Nu mai știu. Trebuie să mă mai gândesc. Să mai procesez. Nu te mai gândi, că nu mai ce. Da. Ce mai discutăm despre Babilon? O să discutăm, nu, în următoarea săptămână. Opionatul, am înțeles, este, mi se pare genial. Opionatul este genial. Abia aștept să fac sinteză de pe el, să discutăm cu inteligența artificială. Da, facem Babilonul și facem și ala cu stăpânitorul răului. Da, și cu cu Inchiziția, el am trimis și lui Marian, că a vrut și el să-l citească. Stăpânitorul răului, Tuper Sosi. Da, da, da. E gratuit pe internet. Uh-huh. Trebuie să o facem neapărat, pentru că trebuie să aducem surse de motivare. Noi vorbim așa de oamenii, nu ne iau în seamă, trebuie să aducem dovezi. Și să găsim alte explicații. Ce mă interesează pe mine? Din ce cauză au creat Noul Testament? Am înțeles că ca să se opună Vechiului Testament, care le punea restricție pentru bunăstare. Exact. Și care erau alte? Să introducă divizarea, nu? Ca să poată da, să... i-au spus că e prea greu pentru oameni, nu se poate respecta. Ce am vorbit eu cu fostul preot respectiv, că e prea, prea greu, nu poate oamenii... Noi astea sunt idealuri, noi trebuie să vorbim... Nu poți să le dai la oameni idealuri, trebuie să le dai ceva pământesc. Da. Adică păi să-i dai ce, pe orgoliul lui, adică cu alte tradus, să-i întărești orgoliul lui, adică să nu-l scoți din confortul lui, din da, tiparele lui, materiale. Într-un fel să-l lași să-și facă el treaba acasă, iar dacă vrea să mântuie, să ducă la biserică, să plătească ploconul și să se mântuiască. Și de ce mi-ai pus pe mine să mă mormânteze și să fac tot felul de tradiții și ai pus pietre ascuțite pe în jurul anumitor biserici să mă duc să-mi jupoi genunchi? La gherla e așa. În special a adus pietre din alea ascuțite, că ea merg pe acolo în genunchi. De ce le-ai de și-au pus în jurul bisericii niște pietre ascuțite. Adică nu e pietriș, sunt pietre așa mari ascuțite. Pietre... Și dar la gherla e închisoare renumită, nu e biserică. Da, este ca o tortură, să te tortureze. Și au bătut joc de oameni. Wow. Și sunt care se duc pe acolo? Probabil. Și știi ce mai trebuie să urmărim? Care sunt consecințele aplicării în Noul Testament în viața noastră modernă cu capitalismul individualist și materialist, nu? Și ce se întâmplă? Că, cu foamete, cu războaiele, cu crizele economice, financiare, climatice, meteorologice, toate nebunile care se întâmplă asta, se întâmplă din faptul că noi ne vedem separați. Și stăpânii la lume se văd separați de noi. Ei mai sus, noi mai jos, da? Deci cineva ne-a descindat, cine ne-a scindat?
Trebuie să vedem cine și de ce n-a scindat. Și ce au obținut ei, ce au câștigat ei. Ce a câștigat cezarul, ce au câștigat dregătorii, stăpânii și ce au câștigat preoții. Și ce am pierdut noi. Asta, aceste patru elemente de să înțelegem. Deci de ce a fost făcut, cum s-a întâmplat la început, momentul de început, ăla trebuie bine studiat, nu? Cu Tamuz, cu Nimrod, cu Semiramida, da? Și cu modul de aplicare, că a luat preoții din Babilon și i-a făcut preoții ai Noului Testament. Și ăștia ce au făcut? Au transformat Noul Testament în magie și totul e magie acolo. Deci faptul că îmi pui un om mai presus decât toate, ți-au luat caracteristicile divine. Și suveranitatea, libertatea. Și atunci ți-a rămas ce? Să te distrezi. Deci tu nu mai te simți responsabil. Tu întotdeauna vei aștepta, omul va aștepta ca cineva să-l mântuiască, cineva cândva, să-l scoate, să-l facă sfânt. Deci el cu ce se ocupă? Se ocupă cu câștigul. Deci asta este realizarea pe care au făcut-o preoții. Și el tot timpul va fi păcătos, ca așa îi zice. Ai 464 de păcate. Și din chestia asta nu iese. Și el zice, păi dacă toți sunt păcătos, hai să mă distrez. Este exact Ivan Turbincă. Ivan Turbincă s-a dus în rai și n-a văzut nimic. Și a zis lui Dumnezeu, păi aici la tine nu-i nimic. Nu sunt femei, nu e petrece, nu sunt țigări, nu e băutură, ce mă fac eu? Și m-am dus la iad, că acolo sunt toate astea. Deci asta înseamnă plăcere, înseamnă iadul. Omul nu vrea pe Dumnezeu, pentru că dacă l-ar vrea pe Dumnezeu, s-ar mulțumi. Pentru că sufletul s-ar împlini, s-ar simți mulțumit, săturat. Sufletul nu se satură de materie, el se satură din tot cuvântul lui Dumnezeu, îl se hrănește cu divinitate. În momentul în care noi nu mai pierdem energia pe materie, întoarcem, deschidem poarta cerului și primim o energie vibrațională. Deci dacă noi nu avem puterea să spunem nu la înghețata aceea, noi nu avem energie și ziua de mâine va fi nefericită. Deci în momentul în care apare o înghețată, o provocare din față, apare exact și starea ta de foame sau de dorință, apare în momentul în care nu ai energie. Noi când ne foame, nu de mâncare avem nevoie, avem nevoie de divinitate. Adică să refuzăm mâncarea respectivă și atunci ne încărcăm cu divinitate, numai la refuz. Deci noi avem divinitate în noi și ne comportăm ca diavol. Nu avem energie subtilă. Ne interesăm de servici, de materie, de copii, de mașină, de casă, toată ziua numai asta. Și noi suntem divin. Îl izolăm pe Dumnezeu din noi. Nici măcar deloc nu ne gândim la treabă. Și știi cine ne ia din energie? Comoditățile. Bunăstarea, belșugul, satisfacțiile, simțul. Asta ne ia din energie subtilă. Materia. Deci materia nu poate să sature sufletul. Este vibrație joasă. Deci nu se potrivește. Noi îi dăm degeaba prăjituri. Sufletul nu mănâncă prăjituri. Nu mănâncă nimic. Nici comodități, nici o poziție importantă în societate, nici mulți bani, nici mașină, nici casă, nimic. Sufletul nu are treabă cu chestia asta. Are treabă cu jertfă de sine. El când se jertfește, uite-te în Vechiul Testament, acum noi facem mai mulți proroci, sunt mulți, acum mai micuți, și aici se vede foarte clar ce se întâmplă. Oamenii când s-au dus pe bunăstare și Dumnezeu s-a înfuriat, foarte frumos a fost cel de astăzi să-l ascultați. Nu știu cum îi mai cheamă, că îi uiți, Amos sau nu mai știu cum îi cheamă. Zicea așa, Dumnezeu s-a luat de trei probleme. A zis, voi stați toloniți pe paturi de fildeș, voi beți toată ziua, da? Și vă distrați toată ziua. Și atunci Dumnezeu, deci asta l-au enervat tare mult pe el. Și a zis că voi veni împotriva voastră și moartea vă mănâncă. Deci pentru el, comoditățile, deci ceea ce dorește toată lumea, înseamnă moarte. Deci înseamnă că va trebui să ne pedepsească cu moartea. Și asta se întâmplă la fiecare din noi. Deci faptul că i-au creat bunăstarea și ne-au spălat pe creier și au zis că sensul existenței noastre este să adunăm cât mai multă fericire pentru noi, nu e asta. Asta este moarte. Este o metodă de scădere a populației. Și este perfectă. Omul pune materia și nu înțelege că se duc fluxurile de energie din el, din viață, poc, se duc spre mașina aia frumoasă. Cu cât lucrul ăla e mai prețios, cu atât pierde mai multă energie. Deci dacă el își face o casă frumoasă, a murit. Deci după ce și-a făcut casa frumoasă, dacă nu are energie de rezervă venită din sacrificiul de sine, el moare. Deci casa l-o moare, mașina l-o moare, banii mai mult decât trebuie, mulți. Câștigă bani brusc de la loto, nu? Câștigă bani, dar ei n-au energie. Și atunci când câștigă bani, banii ia din energie într-o viteză așa de mare, încât se trezește că moare, face un accident și a murit. Înțelegi? Deci asta este. Pentru că l-a prins fără energie.
Au fost oamenii care tot timpul și-au făcut satisfacții și energia aia mare l-a dus dincolo de linia roșie subțire și și-a pierdut viața. Deci trebuie să înțelegem că fericirile acestei lumi sunt construite și sunt făcute ca să ne ia viața, nu ca să ne dea viață. Noi nu ne hrănim cu materie, ci cu lipsa ei. Așa cum zice și aici, gol de tine însuți ești cel mai tare în Tao Te Ching. Vreau să zic și eu ceva. Deoarece Dumnezeu este energie nevăzută și tot ce conține materie există în toată materia, există Dumnezeu, dar nu se vede, deoarece noi trăim în lumea duală și noi vedem materie, noi ne identificăm din start cu un eu și vedem tot în jurul nostru materie, aici este diferența, că noi nu vedem pe Dumnezeu. Dumnezeu nu poate fi văzut, Dumnezeu poate fi trăit. Și ca să-L trăiești, tu trebuie să te asemeni, să te comporți asemeni lui Dumnezeu. Pentru că materia e tot ce ne înconjoară. Noi de aia nu putem, suntem atât de ecranați de materie, că nu mai putem să vedem, nu putem să... În prima fază este că vedem în fața ochilor materie. În prima fază este că vedem omul acela. Simțim plăcerile, dar peste tot este Dumnezeu și acolo, dar noi nu simțim pe Dumnezeu. Ca să-L simțim, trebuie să-L punem în comportament. Aici este diferența. Materia ne înconjoară, ea este fizică, în general toată, pe când Dumnezeu este nevăzut tot timpul și ocultă. Simona, care e părerea ta? Despre? Despre ce am discutat acum? Uite, în Iona, am făcut astăzi Iona, e cu peștele, că l-a înghițit pește și mai departe. A avut încredere în Dumnezeu, a înghițit peștele care l-a dus la mal după aceea. Că el a zis să fie aruncați, ca să se liniștească furtuna, să fie aruncat în apă. Și l-a aruncat și a venit un pește, l-a înghițit și l-a dus pe mal. Deci zice aici, foarte interesant, Dumnezeu în Iona, soluție ca să poată să se salveze, să nu distrugă pe iudei. A zis așa, oamenii să se îmbrace cu sac, da? Să se pocăiască și să vășească fapte silnice, adică sacrificiu de sine, jertfe. Da? Ca să poată să se întoarcă din calea lor ce are. Și mâinile lor să săvârșească fapte silnice. Asta este soluția pe care o dă Dumnezeu în profetul lui Iona. Este extrem de puternică și așa el zice că numai atunci mă pot întoarce de la hotărârea mea de a vă distruge. Da. Spune. La toți profeții e aceeași soluție. Este robia, este renunțarea la materie, renunțarea la idol. Sacrificiu. Da. Repetă, deci se repetă de la un profet la altul. Și eu cred că evreii sunt unii dintre cele mai vechi acum nu știu dacă e chiar cel mai bun cuvânt pe care îl folosesc, rasă de oameni de pe pământ, cred că sunt unele din cele mai vechi, împreună cu cei care vin din Babilon, care au păstrat știința cu ei. Comunicare cu Dumnezeu, știința contactului. Da, au comunicarea asta cu Dumnezeu și de aia spun ei că sunt și cei aleși, pentru că dacă suntem atenți prin Vechiul Testament, ei au trecut prin multe neamuri, prin multe nații și popoare, dar ei au rezistat până în zilele de astăzi. Dacă considerăm ipoteza că lumea a fost resetată nu știu de câte ori și de fapt noi suntem noua generație din ultimii 200 de ani, ei sunt aceiași. Da, excepțional a fost astăzi. Foarte frumos, eu mă simt foarte bine când citesc Vechiul Testament. Mhm. Da, m-a impresionat o chestie foarte tare, că noi nu suntem niciodată noi. Adică vorbele noastre nu sunt ale noastre, acțiunile, gesturile noastre sunt ale Lui. Asta e El. Deci El este Cel care îl avem în față mereu.
Zice la un moment dat aici, într-unul din ăștia, nu știu care, că ei amestecă, vin unul după altul și sunt pasaje mici, două pagini maxim. Sunt proroci mai micuți care vorbesc mai puțin. Zice într-unul, uite, zice, și acum tu vei gândi așa, tu vei zice nu, iar tu vei zice nu știu ce. Păi stai puțin, adică eu nu mai am independență atunci. Dacă el îmi zice ce să zic, nu mai zic eu, zice el. Și asta este foarte important, pentru că dacă înțelegi că este în toate situațiile, dispare ura. Nu mai poți să lupți, nu mai te poți vedea separat, că dacă el e în toate, în toți aia, este și în vrăjmașii tăi, nu? Este și cel care stă tolenit pe paturi de fildeș, dar tot el este. El e în toate pozițiile. Dar în dualitate, el trebuie să vină cu contrapondere, să echilibreze. Din cauza asta, omul trebuie să-și pună sac pe el, nu? Să postească și să facă fapte silnice, să se jertfească pe sine. Din cauza asta, pentru că în dualitate să vină cu contraponde ca să echilibrezi. Dar când te duci în non-dualitate, tu nu mai poți să fii supărat, nu mai poți să urăști, nu mai poți să judeci, că nu mai ai pe cine. Dacă înțelegi că Dumnezeu peste tot, s-a terminat cu biserica. S-a terminat cu puterea preoților, cu puterea stăpânilor, ești independent efectiv. Nu mai ai frică. Nu mai ai ce să pierzi, nimeni n-are ce să-ți ia, nimic nu mai poate să plece de la tine. Puterea ta este maximă și mai mult, maximă devine în realitate, în sensul că ești conștient că în momentul în care tu ești în iubire, orice dorință ți se poate împlini și în realitate ia formă, obligi să ia forma voinței tale. Și este foarte simplu și este normal, nu e nevoie de cultură, nu e nevoie de cunoaștere sofisticată, este nevoie exact, repet, situația cu doamna Maria și cu doamna Cati, nu a făcut doamna Maria deosebit nimic. Nu ieșea în evidență cu ceva deosebit ca să zici că are puteri extraordinare. Nu. A zis, eu sunt, mi-este indiferent ce dresuri găsesc. Cuvântul ăla, mi-este indiferent, înseamnă că l-a lăsat pe Dumnezeu să hotărască. Deci s-a retras, eu s-a retras și atunci Dumnezeu i-a rezolvat problema fără să se străduiască. Pe când doamna Cati a pus condiții. Când a pus condiții, ce s-a întâmplat? Magazinele s-au închis. Deci magazinele, ea când mergeam, nu găsea magazine. Ea când, în ăla care le-au găsit deschise, n-a găsit dresurile. Deci n-a avut voie, că i-a pus condiții. Momentul, deci situațiile de viață vin din față ca să distrugă orgoliu. Dacă ai ridicat pretenții și orgoliu, nu se va împlini nimica. Și mereu a venit din față tot felul de situații din acestea dificile. Până la a cincilea, în momentul în care i-a acceptat și a zis, mă dau bătută, că asta a afirmat, mă dau bătută, și când a intrat în magazin a găsit dresul. Deci trebuie să înțelegem că noi creăm lumi, creăm realitate, de-a binelea, de-a adevăratele, dar ne este ascuns lucrul ăsta. Nu putem înțelege că creăm realitate decât în măsura în care n-ai ego, n-ai eu. Deci nu luți pentru binele propriu, mereu cedezi în toate situații de viață, te încași cu această energie și atunci se ridică volul și vei fi inspirat. Altfel nu poți să înțelegi lucrurile acestea. Și ce fac? Tot timpul te leagă de materie, tot timpul cauți în afară fericirea, când fericirea este natura ta și nu depinde de nimic din afară. Și dacă tu te lași învins și bătut tot timpul, te aruncă în fundal. Din ce în ce în ce, cu fiecare experiență te aruncă mai mult în fundal, până în momentul în care capăți o putere așa de mare, încât orice dorință ți se poate pli. Se și vede puterea. Apar, spre exemplu, ușile se deschid și se închid singure, geamurile la fel. Deci vezi puterea care este în tine. Puterea este extraordinar de mare și este o putere de împlinire. De această putere le este frică să pui la lume, pentru că universul tău i-au dispărut. Dispare preotul, dispare rugăciunea, dispare liturgia, meditație, New Age, nimic nu mai este. Stăpâni la lume nu mai au acțiune asupra ta. Deci nimic nu se mai întâmplă. Te sare, nu te vede. Nu te vede. Te uită, pentru că e Dumnezeu acolo. Deci ca să supraviețuim în noua lume nouă, trebuie să fim cu Divinul. E cea mai mare comoară și cea mai mare protecție. Dacă nu suntem cu Dumnezeu, ne vor vedea ăștia și ne vor lua la țintă. Și inteligența artificială la fel. Altfel, blocăm inteligența artificială de la distanță. Puterea este imensă. Ce războaie? Ce te duci tu la expoziția aia? Care expoziție? Că cea mai mare putere este starea ta interioară. Dacă ești desprins de materie, păi nimeni nu mai poate să-ți facă nimic. Nimic nu există, se oprește lupta. Înțelegi? Aia este bombă mare. Starea ta interioară, care este în echilibru și dai lui Dumnezeu puterea să acționeze. Deci tu te retragi, păi aia e cea mai mare putere.
Nu este, nu există pe lume o putere mai mare. Ai putere de împlinire foarte mare. Și te apropii de puterea ființelor extrateriste și a celor globuri care sunt la foarte mari, care sunt la prag. Pentru că ei au putere mentală, în sensul că dacă vin, deci având iubire, puterea lor de înrurire asupra exteriorului este foarte mare. Când ei iau o hotărâre mentală, intră în toate mințile și toată lumea execută ordinul care vine de la ei. Deci asta este. Deci noi avem putere numai în momentul în care ne ducem jos. Jos ne unim cu Dumnezeu, deci nu în sus. Ei tot timpul fac tot posibilul, ne-au divizat ca să ne ducem în sus. Când te duci în sus, te-ai îndepărtat de Dumnezeu și vin forțele cerului să te distrugă. Și ei devin forța cerului. Preotul devine o forță a cerului. Avocatul, medicul, psihologul, politicianul devin forțe ale cerului. Deci ei, de fapt, s-au dus în poziția de corecție. Deci te-au dus pe materie și pe care vin și te corectează. Și te lovesc. Te lovesc fie și prin faptul că nu rezolvă absolut nimic, te pune să plătești pentru ei, nu? Plătești ca să nu obții nimic, plătești ca să mori. Plătești ca să te divizeze și mai tare. Oamenii se duc și dau bani la biserică ca să primească ce? O divizare și mai tare. Adică să moară mai repede. Se duc la avocat ca să crească diviziunea. Și așa mai departe. Deci divide timpera. Asta este, este ceea ce fac preoții. Deci ce, mai, ce zice Dumnezeu în proroci? Zice, peștere de tâlhari. Nu mă interesează când ziceți Doamne, Doamne tot timpul. Pe mine îmi interesează să urmați poruncile mele, îndrumările mele. Adică mă interesează purtarea voastră și faptele voastre. N-a zis rugăciuni, n-a zis liturghii, n-a zis meditații, n-a zis exerciții de respirație, n-a zis nimic. Nu e așa, Simona? Așa este. Când dacă oamenii ar ști că, de fapt, singurul adevăr, singura ai putere să nu faci nicio rugăciune, nicio meditație, absolut nimic, cred că într-o oră totul s-a schimbat. Da. Dar să știi că eu personal știam asta ca și... O aveam în simțire. Copil, ca și copil. Da, da. Aveam chestia asta că nu trebuie să fac nimic, că este așa cum este. Și mai știam un lucru. Știam că după fiecare dată când aveam o bucurie, mă gândeam, uite, acolo să-mi vină o nefericire. Ia-i. Dar nu puteam să, adică nu am stat să mă gândesc la vremea aia, că dacă aș fi stat să analizez, poate că aș fi ajuns la aceleași concluzii ca tine, știi, aș fi observat lucrurile, da. Eu cred că noi toți le-am știut la un moment dat sau le simțim, dar zgomotul ăsta din exterior este atât de puternic încât nu mai avem încredere în ceea ce simțim noi. Da. Știi ce am impresia? Că emisiunea asta s-a inițiat ca să putem să discutăm cu Florentina, să ne mai spună lucruri și să căutăm să le înțelegem împreună. Florentina, ai cuvântul și dacă mai putem să înțelegem ceva, să... că de aia suntem aici împreună. Referitor la ce? Păi referitor la ce am discutat noi ieri. Păi aia au fost ieri, acum suntem în prezent, aici. Da, dar și probabil... Trecutul nu contează, viitor nu contează, asta e prezentul. Da, dar poate sunt lucruri care ai vrea să le rezolvăm. Uite, este și Simona aici. Uite, Marius, spun eu ceva care, eu fiind aici și pierzând vremea iurea, așa între timp, ascult. Așa, iau timpul și ascult webinare. Și aseară eram așa foarte nemulțumită. Auzi, Cosmin era nemulțumită fiindcă era singură și nu era soțul care să o iubească și să o strângă în brațe. Deci ca să vezi cum suntem noi femeile, cum o dai tot rău, pici, știi, ca bărbați. Deci oricum, ne iei, ne pupi, nu ne bine, nu ieși, nu asta, tot nu e bun. Deci, da, deci ușor nu aveți cu noi. Bun, deci era nemulțumită. Erai nemulțumită. Așa. Și l-a aud pe Marius într-un webinar, nu mai știu care, în care spune în momentul în care ai să atingi liniștea interioară, atunci se dizolvă, ori așa a fost Marius, se dizolvă, când intri în liniște, momentul în care
ceea ce ai tu în cap te nemulțumește și când ai unit contrarele și ai dizolvat-o, ai intrat în liniște și înseamnă că nu mai e, s-a dus. E adevărat, parcă așa am, nu știu dacă am explicat cum trebuie, da, dar m-a ajutat foarte mult. Deci în momentul în care îl liniștim în mintea noastră acel argument, intrăm în liniște de plină și se dizolvă. Păi trebuie să-l liniștești mai luând inversul lui. Numai așa poate. Se găsește argumente de ce este contra-argument, bine da. Să acorzi circunstanțe atenuante. Contra-argument. Eu am învățat altceva, că în momentul în care sunt situații de viață și ești agitat și nu ești în liniștea aia care trebuie să fii, nu ești în divin. Și situația negativă se amplifică și mai tare negativ. Deci, ca lucrurile să iei o întorsătură pozitivă, tu trebuie să rămâi în liniște. Deci, nu pozitivă. Trebuie să accepți negativul ca să devină, să se echilibreze. Să spunem că ca să se echilibreze. Ca să se echilibreze. Bun, corect. Mulțumesc pentru corect. Ai nevoie de contraargument, de invers. Ai nevoie de rău. Dacă cauți bine, ai nevoie de rău. Rău e foarte prețios. În momentul ăla, da. Da. Ca și... a fost la Simona. Deci la Simona, inversul a fost foarte important. Ca să echilibreze. Îți ia viața. Perfecțiunea îți ia viața. E periculoasă. Trebuie să cauți metode, mișloace ca lucrurile să nu meargă bine. Adică să fii aerian, să fii dezorganizat, să fii neatent, da? Să fii dezinteresat, să fii nepăsător. Uite, recomand foarte mult să se vadă filmul Petrecerea. Petrecerea a fost făcut cu actorul acela Peter Sellers, care a jucat în Pantera Roz pe timpul anii 70-60. Este super Petrecerea, vă recomand să vedeți, să găsește pe net. De ce? El e anti-ordine. Anti-ordinea te degajează, anti-ordinea te eliberează. Ordinea și perfecțiunea te bagă într-o închisoare. Acolo te sufoci și apare tristețea, pierzi viață. Ai nevoie ca lucrurile să fie pe dos, să le faci pe dos. Omul ăsta făcea lucrurile pe dos, tot timpul strica. El când a intrat într-o baie, a stricat baia complet. Deci el unde intra, el strica totul. Atâta făcea. A jucat și el într-un film și s-a așezat pe un trotil din ăla, pe un declanșator din ăla și a aruncat o cetate din filmul acela în aer. Deci tot timpul făcea numai prostii. Deci în sensul ăsta noi trebuie să trăim viața, să ne opunem complet rigurozității, rațiunii ei, ordinii ei. N-ai nevoie de ordine, n-ai nevoie de rațiune. Ai nevoie de invers, ca lucrurile să nu meargă bine, ca să te poți relaxa, că omul are nevoie și de greșeală. Dacă se poate, să vrei singur să greșești, să vrei singur, să te copilărești. Să te copilărești. Uite, am văzut, pe exemplu, un metro, toată lumea stătea la butona la telefon, dar nu era unul care să nu butoneze la telefon. Și cei în vârstă erau cu telefonul. Deci toată lumea erau acolo, 10 pe o scaune din față, 10 pe scaune, toată lumea. Și deodată se ridică, stătea în poalele bunicii, o fetiță. Se ridică fetița, se duce în mijlocul metroului și începe să danseze acolo, știi? Dansează singur. Și toată lumea a rămas așa. Deci indiferentă la ce zic oamenii. Deci să cauți cumva să faci lucruri care sunt ilogice sau nu sunt raționale. Și lucrurile astea te eliberează. Că eliberarea este de rațiune. Deci de lucrurile acestea constrânse, regulate, conservatoare, de toate astea trebuie să te eliberezi. Ele sufocă și îți ia viața, pentru că ele sunt repetitive. Bun, sunt bune la început când sunt noi, dar după aceea nu mai sunt bune. Deci caută cumva să te bucuri. Cum făcea, eu am văzut situația aceasta, cu o doamnă care s-a îmbrăcat foarte frumos cu pălărie din aceea din secolul trecut, da? Și cu soțul ei, sau prietenul ei, am impresia că era prietenul ei, și s-a dus să strângă gunoaie din parc. Dar erau extraordinar de frumos îmbrăcați.
El avea papion, cămașă albă, pantofi lustruiți de lac. Deci când te uitai la ei, zicea că o ina pomenadă. Și încolo ei strângeau mâna. Deci contrastul ăsta era ceva de frumos. Sau dacă ai curajul când sunt sărbătorile să te îmbraci în pânză de sac, murdar, nespălat și să te duci să cânti în piața orașului sau să te vadă toată lumea sau să cerșești. Este extraordinar important pentru că se echilibrează energiile. Da? Deci mereu trebuie să faci lucrurile care distrug perfecțiunea, distrug prețiozitatea ta. Și ălea sunt cele care te eliberează și îți dau viață. Mereu să faci lucrurile pe dos. Mereu să-ți dai voie să greșești, mereu să și greșești, să faci lucruri. Să lași și murdăria prin casă, să nu faci curățenie, să lași și praful. Dacă praful nu este de un deget, nu este bine. Înseamnă că e orgoliu. Nu? Eu știu că simula. Da, n-am neapărat o problemă cu praful, Marius. Singurul lucru care îmi vine așa este că am un sentiment de vinovăție când vin copiii acasă de la școală și uneori n-am reușit să le fac mâncare și trebuie să mănânce nu știu ce chestie. Dar în rest nu sunt nici păi învață să se mulțumească cu ce au și îi trimite la joacă și uită. Păi dar nu, că lor ei se bucură că scot borcanul cu Nutella. Dar eu mă simt într-un fel că... Da, dar am înțeles că Nutella are gândaci, are praf de gândaci. Na, păi o fi având, dar nu le pasă. N-au runță aici încă gândaci. Dar e mai mult sentimentul meu interior de vinovăție că nu am făcut ce trebuia și în loc să fac ce trebuia, am făcut altceva. Deci asta înseamnă atașament de perfecțiune, înseamnă orgoliu. Va trebui să ți-l scadă. Păi la asta... Păi ți-l scadă. Ți-l scade prin faptul că nu-ți dă voie să faci mâncare la timp la copii. Ți-l scade prin starea, prin sentimentul acesta pe care îl ai după aceea, că nu ai făcut mâncare. Ăla este, nu e un sentiment negativ și nu este o tristețe. E lucrul care te salvează. Cel mai bine este să nu le faci mâncare. De ce nu putem să înțelegem că lucrurile care nu funcționează, nu sunt cum vrem noi, ăla sunt cele care ne salvează viața. Deci foarte bine. Ia fă un exercițiu. Pune pe hârtie toate lucrurile care nu-ți convin. Ălea sunt lucrurile cele mai bune care se pot întâmpla. De ălea ai nevoie. De alea trebuie să le cauți, nu să fugi de ele, să le cauți. Adică tot timpul să cauți să nu le faci mâncare. Până când nu vei mai avea sentimentul de vinovăție. Și atunci te eliberezi. Pentru că sentimentul ăla de vinovăție, punând o etichetă negativă, se va transforma prin repetabilitate într-o suferință care îți va veni din față pe copii. Adică le faci rău copiilor. Fac un accident de, Doamne ferește, de bicicletă sau ceva. Deci îi duci în situații critice. Pentru că tu ai gândit că este ceva rău, când de fapt este întotdeauna Dumnezeu nu-ți face niciodată rău. Noi punem etichetă cu voința noastră că e rău, dar tot ce face El este perfect. Deci când lucrurile nu ies cum trebuie și cum vrei tu, este lucrul cel mai bun care se poate întâmpla. Deci ar trebui să fii fericită și să cauți tot timpul să nu le faci mâncare, pentru că dacă le faci mâncare îți crește orgoliu și apoi te vei simți vinovat. Dacă nu le faci mâncare... În momentul în care nu te mai deranjează, atunci nordul ăla energetic se strică și nu mai este nevoie să vină nefericire pe copii. Altfel vor veni spre copii. Că trebuie să îți producă ție o nefericire și mai mare. Ca să poți să renunți la nefericirea aceea, la vinovăție, trebuie să se aducă o vinovăție mai tare, adică o suferință mai tare ca să pierzi vinovăția și să nu mai vezi. Înțelegi? Deci vei crea o situație nefericită care să îți distrugă acest sentiment de vinovăție, care va fi mai mare, astfel încât nu vei mai vedea vinovăția ta ca important. Deci e foarte important să pui schimbi etichetele și să înțelegi întotdeauna că noi avem nevoie exact de ce lucrurile care nu ne convin. Ălea sunt cele mai înalte lucruri care îți vin de la Dumnezeu, lucrurile pe care noi le respingem și nu ne convin, sunt cele care te vindecă, îți vindecă suflet. Tot ce respingi, te vindecă. E total invers. Deci toată școala iubirii este pe invers, vom exersa de aici încă cât mai trăim și vom învăța și vom vedea că totul este bine așa cum este, nimica nu este rău, eu doar o problemă că punem etichetă negativă, taman la lucru care salvează viața. Pentru că noi o să obișnuim să căutăm mai mare bine, nu e adevărat. Întotdeauna trebuie să vină ceva care să echilibreze binele. Și binele care este, te duci la serviciu și toate lucrurile ies bine. Pe atunci trebuie să iasă ceva prost.
ceva rău care nu este corespunzător imaginii de perfecțiune pe care tu ai căutat-o sau ți s-a oferit, și acel lucru care nu merge bine, de fapt, salvarea sufletului tău. E foarte bine. Trebuie să înțelegi, să dai, să zici așa, ce, sentimentul de vinovăție, ce crezi tu că nu este bine, este bine, și să spui de ce este bine. De ce este foarte bine să nu le faci mâncare? Pentru că îți salvează viața. Distruge sentimentul de perfecțiune și îți dă posibilitatea să nu mai pui etichete negative la neplăcerile care vin în față de la Dumnezeu. Ălea sunt daruri de sus de neprețuit, sunt chiar vindecarea. E o nebunie la noi. Punem, îi zice că e rău ăluia care ne salvează viața. Nu, vine unul și te fură și noi zicem că îl băgăm pe ăla la închisoare. Ăla care te fură salvează viața, că te desprinde de materie, ca să nu vină un cancer în viitor și noi îl băgăm la închisoare. Avem o gândire bolnavă. N-ar exista avocați, n-ar exista judecători în momentul în care tu ai vedea pe Dumnezeu peste tot și ai vedea în rău un mare bine. Când vezi în rău un mare bine, se oprește judecata. Când s-a oprit judecata, exact când Tao Te Ching zice, când se oprește judecata, ai lăsat armele jos, niciun rău nu mai poate să vină din față. Nu-i așa, Costel? Asta zice în Tao Te Ching. Da. Orice problemă, orice situație de viață, indiferent de care este, indiferent cine suntem, se rezolvă făcând liniște în suflet. În momentul când ai făcut liniște în tine, rezolvi absolut orice problemă, pentru că în liniște aceea apare Dumnezeu. Nu trebuie să faci nimic altceva în viață decât liniște în suflet. Orice fel de, orice acțiune a noastră la nivelul, începând de la gând, că vrem ceva să inițiem, vrem ceva să fie într-un fel, credem ceva într-un fel, este a unui eu. Orice stare de liniște care nu creează absolut niciun gând, este prezența divină, care rezolvă absolut toate problemele vieții. Și în momentul în care spune la răul acela care ne vine și zice că sentimentul ăla de vinovăție, îi aducem argumente că este foarte bine că s-a întâmplat lucrul acesta, că nu am avut mâncare și înțelegi că nu este un lucru rău, atunci nodul energetic se dizolvă și nu mai este nevoie să vină din față ceva care să-ți producă o suferință mai mare și o neplăcere mai mare, pentru că o vei crea. Atâta timp cât noi vom avea sentimentul ăla de vinovăție și vom zice că ceva e rău, va deveni rău. Că nu există. Deci Dumnezeu nu poate să facă ceva rău. Deci îți dai seama ce nebunie. Îi zicem că e rău, taman vindecării. Vine de la Dumnezeu o soluție care îți vindecă sufletul și îi zice, tu ai lucrat toată ziua la servici, totul s-a potrivit, e prea mult bine acolo. Ia să îți scad din binele acesta și noi îi zicem că este rău. E pus etichetă negativă, taman lui Dumnezeu, care a venit să-ți vindece sufletul. El de fapt a desprins, adică ți-a mișurat din binele respectiv ca să salveze viața și tu zici că e rău. Deci vezi ce au făcut ăștia, cum ne-au manipulat. Deci noi, asta fiecare din noi, noi vedem întotdeauna, când pierdem binele, zicem că e rău. Când de fapt avem nevoie să pierdem binele, pentru că este soluția care ne eliberează sufletul. Deci noi avem nevoie ca lucrurile să nu meargă bine. Că dacă merg bine, suntem în pericol. Uite, spre exemplu, ca să poți să înțelegi, oamenii bogați de la Hollywood, nu? Foarte frecvent fac chestia asta, se duc și sunt cleptomani. Se duc în magazine cu bijuterii, fură bijuterii, îi arestează și bagă la închisoare. Ori îi pune să muncească în slujba societății. Îi duce în parcuri la săpat florile sau la copaci acolo, sau să măture de frunze parcurile. De ce? În momentul în care toți oamenii se uită la ei, ei fiind o persoană publică, le scade orgoliu. Rușina aia care le vine la început, după care nu le mai este rușine, în momentul în care nu mai este rușine, pot să fie și eliberați de sau vindecat. În mod natural, ei caută soluții de genul acesta ca să-și elibereze sufletul. Păi nu vezi? Deci neplăcerea care noi am putea să zicem, ia uite, o rușine pentru ei că muncesc în parc, dar de fapt este soluție de eliberare a sufletului. Sau alții fac alte nebunii și ține închiși un an de zile sau 2 ani de zile, stau închiși acolo în carcerea respectivă, în tuneric, în condițiile acelea presante, le ia din orgoliu că prea mult bine te omoară și așa ei pot să se salveze. Sau Alexandru Solzhenitsyn a scris Gulagul sovietic, da? Costel.
Și ce a zis el? El a avut 100, nu știu câte kile, 110 kile când a intrat în gulag. Când a ieșit la 59 de kilograme. Le-a mulțumit torționarilor lui că i-au salvat viața. Deci ceea ce aparent pentru noi este o constrângere, pentru suflet este liberare, pentru trup este o constrângere sau pentru logica noastră, pentru mintea noastră pare o constrângere, dar pentru suflet e vindecare. Și toate lucrurile astea sunt așa. Noi ce trebuie să facem, Simona? Să inversăm mereu. Când zici că ceva nu e bine, imediat să zici că este bine și să aduci argumente de ce este bine. Florentina a rămas singură în singurătate, respectiv este foarte bună. De ce este foarte bună singurătatea? Trebuie să aduc argumente până când se liniștește și devine convinsă că așa este, că Dumnezeu nu greșește niciodată. Da? Deci tot ce îi dă Dumnezeu îi curăță sufletul, ce ne dă la fiecare, ne curăță sufletul și este bine așa cum este și este o soluție divină. Trebuie să înțelegem, existența noastră nu este numai viața asta de aici, existența noastră poate să se desfășoare pe sute de vieți de aici încolo, deci ceea ce se întâmplă e drept, ne poate încărca cu o anumită energie și în viața cealaltă putem să avem, spre exemplu, succes în căsătorie sau în viața noastră particulară. Dar atenție, succesul este de fapt o pierdere. Trebuie să fim atenți la succesul acesta, să nu o ducem spre el cu totul, să ne lipim de el, că iar o pățim. Simona, vrei să spui ceva? Da, acum am înțeles, e prima dată când am înțeles ce înseamnă, de ce avem ceea ce se numește autosabotaj, termenul ăsta de autosabotaj sau procrastinare, care toți îl explică în tot felul de feluri și îți dau soluții cum să nu te mai autosabotezi. Și acum înțeleg că acest autosabotaj e de fapt Dumnezeu care îți mai pune, îți ia mintea și mai uiți câte o chestie și zici, a, uite că m-am autosabotat. Sau bagă un pic de lene în tine ca să nu mai faci o treabă care trebuia să o faci, că dacă ai fi făcut ar fi ieșit prea bine. Right. Deci trebuie să nu meargă bine. Cel mai important lucru în lume și în viața noastră este ca lucrurile să nu le meargă bine. Cea mai fericită este Florentina, că nu au mers lucrurile bine. Ea nu poate să gândească lucrul acesta, dar acest lucru s-a întâmplat. Deci fericirea este când cea mai mare fericire și binecuvântare și când Dumnezeu este cu tine, este în momentul în care El distruge toate așteptările, toate dorințele și lucrurile nu merg așa cum vrei tu. Atunci Dumnezeu e cu tine, când nu merg cum vrei tu. Atunci apare vindecarea. Deci toate lucrurile care zicem noi le punem etichetă negative sunt vindecarea. Nu de ele trebuie să scăpăm, nu ele sunt problema. Problema este că binele în propriu, că l-am absolutizat. Nu ai voie să absolutizezi nicio virtute, nimica nu este perfect. A fi căsătorit nu este lucrul cel mai ideal. A avea un bărbat lângă tine nu e lucrul cel mai ideal. Nimic. Dar nimic din ceea ce zicem noi că ideal nu este ideal, este de fapt distrugerea sufletului nostru. Deci Dumnezeu vine din față și îți ia mintea și te pune să faci prostii. Și când faci prostii și păcate, de fapt este salvarea sufletului nostru. Cum zicea aici în afișele care au fost puse pe contra mine, cu păcatul, da? Revin la aceste afișe, sunt excepționale. Noi trebuie să trăim o viață nu pentru noi, ci pentru ceilalți. Ne-am venit pentru ei, nu am venit pentru noi, dăruindu-ne și jertfindu-ne pentru ceilalți, îl vom cunoaște pe Dumnezeu pentru că El este jertfitor. Menirea noastră este să-L ajutăm pe cel din față, în orice postură am fi, fie bogat, fie sărac, în jurul acestui scop să-ți construiești viața. Păcatul este cel care contribuie, cel ce contribuie să te îndrepți spre cer. Fără de păcat nu există mântuire. Adică fără necazuri, fără neplăceri, fără greutăți, nu există mântuire. Păcatul este o mare binecuvântare, fără el nu putem cunoaște pe Dumnezeu. Toți venim pe pământ ca să păcătuim, dar când înțelegi că El este peste tot, păcatul dispare. Că e Dumnezeu peste tot, nu? Noi nu putem ajunge la Dumnezeu pentru că nu suntem proști. Noi suntem prea deștepți. Calitatea prostiei este că nu știe nimic, nu o interesează de nimic, nu vrea să dovedească nimic, nu vrea să corecteze pe nimeni și nu are nicio așteptare. Fără divizare nu există rugăciune și biserică. Bogați și săraci, nu există suferință și boală. Cel mai important lucru în viață este să zdrobești orgoliu, să nu lupți pentru binele tău, să nu te intereseze, adică să duci o viață continuă de sacrificiu și jertfă pentru celălalt, adică să mergi în jos, nu în sus. Atunci și doar atunci nu mai ai un eu,
fără eu nu există nefericire. Pentru că în momentul în care te duci în jos, nu are ce să scadă la tine. Și aceea este cea mai mare fericire. Dacă nu ai curajul de a te lăsa total în mâna lui Dumnezeu, nu ai cum să ajungi în rai. Aici pe pământ avem ocazia de a-L experimenta, a-L simți și a trăi cu Dumnezeu prin abandonare și supunere și slujirea ta de sine. Dumnezeu este în străduința ta pentru celălalt, nu pentru tine. Noi n-am venit pentru noi. Sufletul este orice acțiune gratuită făcută pentru celălalt, atunci a intrat pe loc în divinitate. Acolo unde este iubire, iubirea ta, acolo este Dumnezeu. Da? Uite ce frumos zice. Ai extras din vidurile acestea și cu, cred că și din acestea cu Tao Te Ching. Da? E greu să accepți că răul este de fapt un mare bine, un bine mai mare decât binele? Neputința, vinovăția, toate lucrurile astea sunt de o valoare extraordinară. Păcatul, greșeala, este un lucru. Noi dacă nu greșim, nu putem ajunge înțelepți. Putem să acceptăm că păcatul este o mare valoare. E cea mai mare valoare. Greșeala. Marius, nu este absolut greu de acceptat. Acceptam foarte ușor la ceilalți, dar la mine nu, mă învinovățeam pe mine. De asta am zis, am vorbit și astăzi, că e posibil să autosabotez, să fac lucruri care n-a trebuit și să mă simt vinovată și toate sentimentele astea de vinovăție. Dacă fac ceilalți, nu mă deranjează, că îi accept. Accept și rău și cum vin ei din față, dar e mai greu la mine. Păi ce se întâmplă? Tu, că trăind într-un bine din ăsta prea mult, Dumnezeu ți-a minte și te duce să vă greșești. Păi zi și tu că Dumnezeu mi-a luat mintea. Da. Dumnezeu m-a pus să nu fac mâncare. Păi dacă, de ce nu te-a pus? De ce te-a pus să faci asta? Pentru că am avut prea mult bine. Binele ăla trebuie să-l sabotezi singură. Adică să cauți greu, să-l mișorezi cât se poate. Binele. Să cauți incomodul. Incomodul, neplăcutul, greul, dificilul. Astea sunt, de fapt, calitățile divine pe care trebuie să le acceptăm noi. La aia nu e problemă, că la alea le duc repede. Nu e, dacă este greu, dacă este dificil, mai... Da, acum dau seama că, de fapt, dacă e ceva unde știu că puteam să fac și n-am făcut, aia e partea care... Păi nu în locul ăla e problema. Înainte, ce s-a întâmplat? Ai avut o zi echilibrată. Ai avut o săptămână echilibrată, nu? În care ceilalți ți-au luat din greutăți, tu n-ai putut să ne caci cu energie. Și poc te-a lovit. Că trebuie să câștigi energie. Tu câștigi energie numai când lucrurile nu merg bine. Când merg bine, noi pierdem viață. Și copiii la fel pierd viață. Deci ca să salveze viața copiilor, tu ți-a luat mintea și te-a pus să faci un lucru din acesta ca să te încarci cu energie. Ca lucrurile să nu meargă bine. Deci cel mai important lucru în viață, și Florentina știe foarte bine asta, este ca lucrurile să nu funcționeze cum vrei tu. Da, dar toți oamenii... Deci dacă... Uite, toate webinarele pe care le faci cu alți oameni, nu le merg treburile bine și vor să le meargă bine. Acum le spui, păi dacă acum o să vă înceapă să vă meargă bine, trebuie să căutați să nu vă meargă bine. Păi asta am spus bine. Dintotdeauna. Dintotdeauna o zis. Dintotdeauna am spus asta, că altceva nu știu. Întotdeauna au spus. Au spus, fă cu tare, cu tare, dar vezi că o să înceapă să-ți meargă bine, nu te lipi de bine, trebuie să-ți meargă rău, că altfel o iei la capăt. Am scris și în cărți asta. Asta știu, dar nu știu, parcă nu vedeam la cazul meu. Ok, acum îl înțeleg. E ajută dacă mai reduc din materie? Din binele, adică dacă te oferi și sacrifici binele tău. Nu știu cum poți să-l sacrifici, să preiei din sarcinile altora, să-ți aglomerezi mai multe sarcini la tine, la servicii, la servicii, ce problemă? Păi asta fac, Marius, dar nu vin. Nu vin. Deci cu cât cer, cu atâta se duc mai du-te departe. Du-te la șeful tău și spune, dă-mi o muncă mai bine. Nu vin, Marius, nu vin. Deci crezi că nu am fost, da. Cred că am eu o idee mai bună. Sapă grădina. Nu. Păi am săpat-o, că mi-a trimis poze cu roșii. Am eu o idee și mai bună. Trebuie să facă supunere la bărbat.
Păi nu face, face asta. Cine zice? Păi nu face. Păi nu prea, mai cu pauză. Eu am înțeles că avea soțul acolo niște ceasuri, a vrut să le arunce ceasul, nu știu ce a avut cu ceasurile lui. Lasă. Știi, Simona, despre ce vorbesc eu. Nu știu asta, n-am... Păi când vrea să mă pupe, să lasă mă pupe. Cel mai important lucru ăsta, să lași să te pupe. Pentru da. Că de fapt îți distruge, deci Dumnezeu îi dă această inițiativă bărbatului și vine spre tine ca să te ia în brațe sau să te sărute, ca să-ți distrugă orgoliu, nu pentru altceva. Când tu te aperi, de fapt îți aperi orgoliu, aperi un diavol. Pentru că ce nu-i place, trebuie să lasă. Și fii atent, dacă refuzi pe bărbat, va trebui să vină într-o formă mai agresivă, în alt mod. Exact. Păi da, a venit până ăsta mic al meu, care e lipit de mine ca marca de scrisoare. Nu pot să mă duc nicăieri fără el. Ei, vezi? Deci acceptă ce îți dă Dumnezeu din față, că el întotdeauna îți dă ca să îți cadă orgoliu. Deci tot ce vine din față neplăcut pentru tine, vine ca să scadă orgolii. Asta e singurul scop. Deci oamenii nu fac ceva de capul lor, vin de la poruncă de sus. Deci Dumnezeu îl pune pe soțul tău să vină să te îmbrățișeze și să te sărute, că știe că tu ai ceva orgoliu și în modul acesta când cedezi, tu pierzi orgoliu. Și faci cel mai bine copilului tău, faci bine familiei tale, faci bine la toată lumea din jur. Că fără orgoliu se schimbă situația de viață. Nu mai e nevoie să vină constrângeri în alte moduri, nu mai e nevoie să vină un accident de bicicletă, nu mai este nevoie să vină altcineva care să te agreseze. Dar tu vezi, noi femeile îi duce să săpăm grădina, adică să facem supuneri la bărbat. Da, aveți energia foarte mare. 80% aveți tendință să aveți orgoliu. Deci voi puteți să munciți mai mult decât bărbatul. Bărbatul are 80% energie sublimă. Bun, că crește 20-30% preocuparea lui pentru materie, crește. Și are și el experiențele lui. Și femeia îi distruge și 20-30%. Dar în general, femeia trebuie să lupte cu natura ei. Dumnezeu i-a dat cei 80% de energie să fie iubire, să fie supune. Nu i-a dat ca să corecteze bărbatul, să-l lovească. Deci, dacă ar fi. Deci, cel mai mare ajutor pe care îl aduce bărbatului nu este să lupte cu el, să lovească cei 20% energie telurică, ci iubirea ei. Iubirea ei îl încarcă și el pierde cei 20% de energie telurică și devine, bărbatul devine numai iubire. Și devenind numai iubire, atunci el poate să învingă, să scaladeze munții, să învingă greutăți cele mai mari. Simona a înțeles. Faci supunere, acceptare, supunere la bărbat. Și lasă iubire, grădina. Iubire, se dea atenție, se dea dragoste, se dea iubire. Adică să-l accepte, să... Fără comentarii. Da, da, cred că asta e atenția, pentru că dacă eu fiind absorbită cu tot felul de alte studii, și vrea atât de multă atenție, am zis, nu, cât atenție? Păi, tot timpul nu... atenție. El vrea tot timpul atenție. Cât atenție? Gata. Ce atenție? Eu ți-am spus la început că totul e din tine. Te-ai supărat puțin. Ai rămas îmbujurată la față. Când Marius se uita în telefon la început... Nu, că a avut must, a avut puțin must, din cauza s-a îmbujurat. Amintește-ți că... Ți-am spus că totul e din tine. Păi știu că e din mine, Costel, uite, numai că nu găsesc de unde. În sfârșit, Florentina a început acum să vină și ea pe calea aia, că a vorbit Marius. Imediat a intrat energia de la Marius în Florentina și zice, uite, tu trebuie să te schimbi. Exact așa este. La tine. Păi discuția nu este că e normal că așa, nu am zis niciodată că nu este, dar nu știam ce anume, de unde este, de unde să-l apuc. Nu e important de unde, important e ce trebuie să faci. De unde să apuci, nu faci destul, când femeia are o problemă, nu face destul supunere la bărbat. Da, poate. E prea general, Costel. Păi, nu, uite, acum... E prea general. Păi pentru tine nu, dar pentru femeie e prea general, trebuie să fie mai precis. Și Marius a zis atenție. Deci asta este și într-adevăr atenție este.
Dar și aici la atenție, dar câtă atenție? Păi știi cum se face? Tot timpul i-a acuz atenție până când el simte că i-a acuz până când atenția, se plictisește. Nu mai are nevoie de atenție, că atenția înseamnă energie, are nevoie de energie. Dragostea ta. Deci bărbatul ca să cucerească Africa are nevoie de energia ta, de atenția ta, de dragostea ta, de susținerea ta, de aprecierea ta. El, pentru el, apreciere înseamnă putere. Înseamnă putere de a rezista la greutățile vieții și inteligență. Deci tu îl încarci cu inteligență, îi dai soluții ca să poată să... Deci energia aceasta a iubirii se transformă în orice la bărbat, în orice, în orice putere. Să reușească în afacere, de tine depinde. Deci el vrea, are nevoie de atenție și faptul că o cere înseamnă că chiar are nevoie de atenția ta. Păi i-am dat, știe, i-am și da, spus. Da, dar trebuie să-i dai continuu și el va lua atâta cât are nevoie. Va lua atâta cât are nevoie. Deci tu trebuie să dai continuu și el ia atâta cât are nevoie. După aceea fuge, se duce în Africa și te lasă liniștită. Știi cum? El vrea atâta și tu îi dai atâta și mi-ai spui din atâta eu dai și porționată. Ieri ți-am dat, lasă, azi facem pauză să mai dau și mâine. Deci tu, păi ai, tu ai de unde să dai energie, tu poți să dai. Bărbatul nu are atâta energie, nu are. El întotdeauna veșnic va avea nevoie de energia femeii. Da, de apreciere, de încurajare. El e ca un copil care tot timpul se grijă de el. Da. Marius m-a sunat astăzi să-mi spună să-i rezolv problema, calculatorul lui nu se mai încarcă. Nu-i mai merge încărcătorul. Ce să fac eu dacă nu-i merge lui încărcătorul? Să-și ia un alt calculator. Păi da. Nu, sta și s-o plâns și după aia m-a sunat înapoi să-mi spună că merge acum. Da. Ai văzut numai cât o vorbi cu tine și a încărcat Deci el nu de calculator calculatorul. a motivul ca tu să-i acorzi atenție. Deci de atenție Da. va nevoie. El de Deci atenție, calculatorul s-a caută stricat motivul. special ca să poată să vorbească cu tine, să-i acorzi și tu acolo un dram de atenție. Asta înseamnă că i-a acorzi foarte puțin atenție. Nu, Dacă că era o vechitură, se strica, Dacă era. el a fost nevoie să strice telefonul ăsta, calculatorul, ca să cerșească atenție de la tine, deci are nevoie de atenție mult. Știi de ce are Da. nevoie de atenție? Pentru că munca pe care o face este așa de responsabilă, așa de importantă, mânuiește valori așa de mari, încât are nevoie de energie continuă. În relația cu el, el nu poate să fie mulțumit niciodată. Tu veșnic, o viață întreagă trebuie să-i acorzi atenție și să-l slujești, că trebuie să-l încarci cu energie. Deci, funcție de importanța muncii. Munca este așa de importantă, așa de lucru, așa de mari le face el, nu? Cât îi trebuie energie ca să poată să ordoneze toată această muncă, care este colosală. Mi-ai spus că are tot felul de cărți de vizită, are o cutie întreagă cu cărți de vizită, nu? Un dulap. Un dulap cu cărți de vizită. Dai seama să poți să ordonezi, să ai toată mintea aceasta, să știi de unde să iei lucrurile și să ai legături. Dai seama ce efort. Că efortul intelectual este foarte mare. E mai mare chiar decât efortul consumator de energie, decât cel fizic. Deci el să fii sigură, întotdeauna va avea nevoie de atenția ta. Și trebuie mereu, cum îl încarci cu energie? Te duci pe el. Deci gestul de a te duce spre el este o încărcare cu energie. Îl servești, îl susții, ai grijă de el, vorbești cu el, mai petreci timp cu el, ai nevoie să petreci timp cu el. Și atunci îl încarci cu energie subtilă. E greu? Păi da, dar de unde am eu atâta energie, Marius? Că Păi la e... 80% energie, vai de mine câtă Păi energie, nu tu ai este... 9 vieți, ai 9 vieți, n-ai nicio problemă, tu poți să nu dormi noaptea și tot să muncești. Nu e, Marius, în teorie, da, dar la noi el are mai multă energie. Eu la 8 trebuie să dorm, el poate să stea treaz până la 11. Păi ai făcut un obicei. Păi dacă s-o obosită... Nu ți este obosită, e mintea care ai pus o etichetă de oboseală, nu ești obosită. Tu nu poți să fii obosită că n-ai cum, ai 9 vieți. Dacă spui că la servici nu faci mai nimic, toți fac pentru tine, unde e oboseala? Acasă nu faci mâncare, unde e oboseala? Oboseala e aici. Hai că te-am prins. Aici. La gând. Probabil. Nu am așa multă energie. Nu Păi nu există. că, deci fii atent, tu zici că nu am și atunci ajungi să nu ai. Nu mai zici așa. Am destul energie, am 9 vieți, eu pot să dau energie, stau până la 11 noaptea, până la 12 noaptea, fără probleme.
Și atunci să vezi că vei avea energie. Este un fel de autosugestie, autoprogramare. Te programezi. De ce gândești, ce spui, aia trăiești? Pentru că știi de ce te programezi, că ai făcut nimeni și ai învățat să te programezi. Deci ai zis așa, mamă, m-am învățat ăștia să spun lucruri negative și după aceea execut lucrurile negative și îmi fac viața cum vreau eu. Nu știi de la ce, Marius. Ai spus tu că am luat programele lui mama. Mama era tot timpul obosită seara când venea acasă, după ce ne certa pe toți că n-am făcut ce trebuia. La ora 8 se băga în pat singură și nu mai deranja nimeni. Gata, la programul, clar. Da. Deci nu mai sunt, o să mă duc să mă uit la filmele lui plictisitoare cu James Bond. Păi nu sunt plictisitoare, de ce îi pui etichetă negativă? Și mie îmi plac. Hai că te-a prins. Hai că nu. Pentru te las. Că aș prefera să stau să ascult webinarele de pe Școala Iubirii. Lasă, fă și tu un sacrificiu de sine. Nu, dar o să fac așa, o să mă uit la televizor, dar o să pun căștile cu webinarele. Da, foarte bine. Dar nu pune etichetă negativă, că filmul cu James Bond nu-i bun. Pune că e bun, că nu-i plictisitor. Da, dar mi se pare că pierd vremea să mă uit la film. Da, dar pot zic că uite, dau atenție. Dar uite, păi, dar nu dau atenție. Marius, uite-te la Simona cât entuziasm și cât bucurie. Uite la ea. Zice că nu are energie, dar ea zice, aia nu-i bună. Îi spune Marius, păi, așa, zice, circunstanțe nu, atenuante. Adică să vezi că totul e pozitiv. Dumnezeu nu poate să facă ceva prost. Greșit. Zice, deci e foarte bine. Să înțelegi de ce e bine să te uiți la James Bond cu Roger Moore. Am să fac două treburi deodată. Pun și căștile, mă uit și la film. Băi, tare, și n-ai energie. Îi spune Marius acum. N-ai nouă vieți, n-ai nicio problemă. Tu poți să muncești. Tu nu te vezi pe tine decât ce două ore noaptea. Deci ai energie. Ești femeia ca Napoleon. Napoleon 4 ore pe noapte de ajuns. Ok, deci e bine așa prost cum e. Nu există. Scoate eticheta. E bine cum e, fără prost. Ca împărțit. Păi da, dar am spus, păi n-am ești zis în ego. Trebuie să unim contrariile, deși binele și rău e același. Și binele și prostul e la fel. Da. Prostul e cel mai mare bine. Așa. L-ai făcut prost pe Roger Moore. Am înțeles. Îți place de el? De cine? Roger Moore. Da. Agentul 007. Ăsta e agentul 007 de acum 100 de ani. De acum 100 de ani, da. Mai degrabă de Pierce Brosnan. Ei, da. Mai nouț. E bun și ăla. Mi-a povestit soțul meu odată, era într-un hotel la Cape Town și zice că stătea acolo, era cu Pierce Brosnan. Pierce Brosnan intra în salon și erau 6 doamne din astea old fashion ladies. Și când au intrat Pierce Brosnan în salon, au căzut toate pe spate. Oh my God! Oh! Deci toate 6 le-au făcut praf. Când a intrat Pierce Brosnan acolo între ele, toate doamnele erau leșinate. Deci soțul meu a zis că o râns de jumătate de oră când au văzut ce entuziasmate erau doamnele respective. Dar așa mai în vârstă, erau de vârsta a treia, nu erau tinere. Au căzute pe spate. Da. Îi place James Bond. Are toate filmele. Da. Și de fapt, de fiecare dată mă întreba dacă nu vreau să mă uit cu el la un film cu James Bond. Ce frumos. Și tu ce ai zis? Na. Păi s-o pozită, m-am să mă culc. Nu mă uit la din astea. A 70 de ani, născut în 1953. Pierce Brosnan. Are 5 copii. Da, 70 de ani. Are 5 copii. Păi bătrânșul ăsta, dragă. Păi îi depășă. La 70 de ani, scuză-mă, nu e bătrân. Ei, nu-i bătrân. Cum? După 80 de ani, omul poate să fie considerat bătrân. După 80.
Ei, da. După 50, gata. Stăpâna lumii, zic, după 50. Auzi, știi ce? La noi, la români, mai este o vorbă, că pentru noi femeile după 40, nici vântul nu-ți mai La ridică. femei este după 40, da. Începe, Ei, nu începe ce spun. procesul de degradare. Da. Ei, nu mai spune că, am zis lui Florentina ieri, un coleg de-al meu de aici, cu care suntem aici în Polonia, cât are, să aibă vreo 55-56 și ne-a zis că o plecat de acasă, o părăsit-o pe nevastă, s-a cunoscut cu un nebunit și are o nouă prietenă, are 25 de ani și este atât de fericit, Marius, deci vibra. Deci vibra, se vedea pe fața lui ce fericire era, ce... deja este un om deosebit, îl cunosc de foarte mult timp. Și că ne-a zis, da, am o prietenă de 25 de ani. Da, de 20 de ani între ei. Mai mult de 20 între ei. Și mă gândeam, uite, vezi ce face atenția aia care o iubirea, dau adică. Ei unul altuia. Arăta cu 20 de ani mai tânăr. Da, Da. Întinerește. Da, Chiar da. că ai zis 57. Ai zis 57, nu? Și a 27, 30 de ani. 25. 25. 25 are. Da, nu e, nu contează. Căsătoriile cele mai frumoase sunt acestea de vârstă. Diferență de vârstă mare. Când bărbatul este puțin mai vârstă pentru că este matur. Este matur și echilibrat. Cele mai frumoase căsătorii. De ce s-a așezat liniștea? Maru se așează învățătura, nu s-a așezat. Ai nevoie de liniște să așezi învățătura. Tu, când vorbești tu, trebuie să fie liniște. Asta e explicația. Da. Bine, atunci, Da. Dacă nu mai aveți nimic de spus, ne oprim. Ne oprim. Bine, atunci. Deci vorbim săptămâna viitoare, începem cu opionatul. Opionatul abia aștept. Ți-l trimit în weekend, când îți acasă și... Da. Și punem inteligența artificială la lucru. Să vedeți ce frumos iese. Da, să cu mintea ei să poată să gândească. Să vezi ce adevărul scoate. Eu n-am îndrăznit să spun lucrurile pe care a spus ea. Dar nici nu le știam. Da. Bun. E frumoasă Bine. În continuare, seară frumoasă. Seară frumoasă. Seară frumoasă, da. Mulțumesc. Simona, cum este în Polonia? E cald. E cald. Da. Cum sunt oamenii? 25 de grade, minunați. Minunați, ca peste tot. Totul e minunat, da. Ei, cu mici excepții. Bun, mulțumim frumos, zi frumoasă în continuare. Pa, pa. Pa, pa. Seară frumoasă, noapte bună. Cheers. Noapte